Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Și mi-a zis Alina când am plecat din casă, nu merge așa pe piciorul gol italienește, pune și tu o șosetuță din aia, o pincuță. Și am zis, n-am eu nevoie. 1000 de pași mai departe sunt rupt în două. Nici o românească n-am putut face. Adică am încercat să negociem cu băieții. Să sărim gardul, ceva, nimic. Nu, asta nu. Chiar atât de românească nu. Dar am zis că ne înțelegem la poartă. Plecăm, ne găsim un loc de cazare convenabil. Mai știu și două înjurături în italiană, exact, ca să zicem. Și cu gestul ăsta. Asta e judecata simplistă a multora. Lasă că le aranjează Dumnezeu. Din motive sociale... Noi nu-i vedem, nici nu uităm la povestea asta. Îi bate poliția de frontieră de la noi, am mai spus asta. Îi bate de iusucă, polițiștii noștri. Admirabilul român. Există în Franța medievală un schelet de lup. Capul este al unui copil uman. De ce? Omul descoperit înghețat în Alpi și al cărui stomac a fost investigat temeinic să vadă ce polen era acolo, deci ce plante intrau în ciorba aia, aparent era groaznică. Pierdem atât de multă informație când scoatem un războinic de teracotă, cum s-a întâmplat în China, și culorile care erau pe el imediat dispar, se pulverizează, pentru că e un pigment care nu rezistă. Trebuie conservatorul să fie cu tine, să intervină instantaneu. Râzi la filmele istorice? Plâng. Și el se uită la mine, poftim ce? Zic, păi cum să las cheile pe scaunul din față? Zic, dacă o ia cineva. Și el cască ochii la mine și zice, cum să o ia? Și ce o să facă cu ea? Suntem pe o insulă. Pe școala lui Hagi, care produce lucruri decente pe plan intern și chiftele absolute pe plan extern. Trebuie să vă mărturisesc acest lucru, tu știi deja, acest podcast se face de sculț în iarbă, pe covor. Am pus persanul special și... Pentru parte dintre noi suferă. O parte dintre noi suferă. Băi, ca de obicei, nevastă mi-a avut dreptate, Alina mi-a zis așa, am niște pantofi foarte frumoși, m-am uitat așa în dulap, am văzut pantofii și zic, ăștia sunt frumoși și mă gândeam, oare de ce nu eu îi purta? Exista un motiv, da, mi-am dat seama după aia și mi-a zis Alina când am plecat din casă, nu merge așa pe piciorul gol italienește, pune și tu o șosetuță din aia, o pincuță. Și am zis, n-am eu nevoie. 1000 de pași mai departe sunt rupt în două, deci mi-a dat Iulian aici niște plasturi să-mi revin, dar aproape că nu mai pot merge, merg așa pe vârfuri. Noroc că ești cu mașina. Da, dar să știi că și la pedală se simte. Ți s-a întâmplat? Eu am chestia asta să... Bunica mi-a avea vorba asta, la nuntă să te duci mâncat și la drum lung să n-ai papuși noi. Am întrebat și zis, dar de ce să te duci mâncat la nuntă? Și zice, păi cine știe când scot aia mâncare? Da. Și sau ce-ți dau. Sau ce-ți dau. Poate nu-ți place, poate așa îți dau, uite, are omul dreptate. Iar asta cu papucii... Cu papucii Gucci, cum era un cântec. Mi-a luat odată niște pantofi roșii de la Milano, superbi. Da, se ne-ai purtat. Da, atunci pe loc am zis, lasă că își dau drumul. Erau niște reduceri de alea în august. Și mi-am luat niște pantofi și am zis, lasă că își dau drumul. Și m-am întors, culmea, tot la Milano. I-am purtat un weekend întreg. Atunci când am fost la Monza, la cursă. Rupt am venit. Rupt aproape plângând. Dacă te duci la Formula 1, ce să-ți fac? Trebuie să te invit într-o zi la Formula 1 să... Nu o să reușești. Nu? Nu. E fascinant ce se întâmplă. Pentru mine e o plictiseală crâncenă. Da, te cred. Pentru unii poate fi fascinant. Da, exact. Stai așa și la un moment trece o muscă. Trece în zborul în fluture. Ca într-o perceană. Ce faci altfel? Bine. Număr zile, număr ore. Da. Asta e situația. Când apare podcastul ăsta... Cred că te vei fi întors deja din vacanță. Din păcate, da. Te anunț că este ziua internațională. Știi că fiecare zi este o zi a ceva? Da. Astăzi este ziua internațională a cremei de zahăr ars. Crembrule? Crembrule, da. Da. Prima, acreditată, habar n-am, stabilită documentar, atestată documentar, s-a făcut în 1691. Aflu și eu, din metro. Dar n-ai voie, crembrule. Da, n-am voie, știu. N-am voie, în general, multe lucruri. Cum adică din metro? Din metro, de la panourile de afișaj, care îți arată tot felul de ciudățenii. Bine, asta arată cât trebuie să stai să aștepți metrou. Înțeleg că din ce în ce mai mult în ultima vreme. Da. Eu aseară am așteptat 20 de minute. Data trecută, când am ieșit de la Digisport, am așteptat aproape jumătate de oră.
Asta seara, după 11, l-am prins pe ultimul de fiecare dată. L-am prins, l-am așteptat să vină. Înțeleg că n-au plătit ceva, da, că n-au bani, da, da, da. Și firma, da, care face mentenanța nu, mm-hmm, le, da, mai face mentenanță. Sau chestie de genul ăsta. Și suferă cine nu trebuie. Dacă te ajută cu ceva, să știi, cât am fost la Paris, metroul nu a fost cea mai strălucită experiență. No? Da, de obicei pentru... vine bine. Vine bine atunci când scrie, dar pe cel puțin pe magistrala unde eram noi, cred că am mai pus asta. Zis, da, era aglomerat. Da. Da, era aglomerat, okay, și luai, da, de obicei a doua ramă, cum s-ar spune, la metro. Așa că nu încăpeai în prima. Da. Dar nu știu dacă asta te ajută cu ceva. Nu mă consolează. Loc n-ai fi găsit nici acolo să stai jos să citești? Da, bine, sunt obișnuit să citești și în picioare. Serios, da? Da, da, da. Mă gândesc cu groază, băi, când prin loc stau pe scaun, sunt cu masca, de cele mai multe ori și în orice caz dimineața. Sper să vină cât mai târziu ziua în care cineva o să-mi cedeze locul, adică asta ar fi o lovitură în plexul meu psihologic. Așa îmi place să mă considere, da, lumea, da, non-bătrân sau non-senior, cum se spune. Ar fi și să mă lase să citesc, ar fi atroce să se ridice chiar și un copil de 7 ani. Nu i-aș ierta-o și nu mi-aș ierta-o. Oricum, da, tu primind o lovitură cu buletinul care expiră în 2077. Da. Da. Măcar de asta și-ar merita să trăiesc 117 ani, să-i văd ce figură fac când, da, mă, da, duce purtat într-un scaun cu rotile în ceva, să mă duc cu buletinul să spun am venit să mi-l prelungiți până în 2114 sau mai știu. Da, 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 da. Ar fi drăguț. A, sigur. Da, cred că va fi drăguț. Da. Se prelungește durata de viață, oricum așa spun studiile. Da, păi, unele studii, altele spun că trăim din ce în ce mai bine. Da, bine, da, o să, da, vorbim astăzi despre ceva ce ar putea scurta durata, exact, de viață, da, a speciei, da, 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 dar despre asta un pic mai încolo. Bine ați revenit la Vorbitorinci. Salutare, Radu Paraschivescu. Salut, Cătălin Striblea. Ce mai faci? Cum mai ești? Bine, da, bine, bine. Da, îți, okay, doresc, okay, că înregistrăm înainte de vacanța ta. Îți doresc, da, să ai o vacanță extraordinară. Mulțumesc. Vom vorbi podcasturile viitoare despre ce ai făcut. Astăzi însă vom vorbi despre alte vacanțe. Cu asta, da, începem. Avem niște îngrijorări sănătoase legate de căldura asta nesfârșită la data înregistrării noastre. E greu de trăit, da, în București. Da. Ne-a spus asta. Un invitat care știu că nu suportă căldura, da, zice și el, dar lucrează numai în căldură, un personaj excepțional. Și un om care sapă. Un om care, dar sapă. Dar nu sapă oameni. Da. Sapă altceva. Arheolog. Deci, arheolog, da, 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 țineți-vă, da, aproape. De fapt, trebuie să spunem, da, nu de la bun început, arheologul și scriitorul Cătălin Pavel, da, somitate în materia sa, da, om, da, cu doctorate în alte, da, în alte țări și cu cărți de succes și în România, dar și în alte țări. În rest, cum ne știți, mergem la Palermo, cărțile sunt aici pe masă, la fotbal despre demnitatea antrenorului român și dacă sau mai avem vreme ei, sau lipsa ei, o să vorbim despre fructe îngrozitoare. Știu. Sunt niște lucruri îngrozitoare, dar să pornim de aici așa. Am zis că istorisim două, trei lucruri care ne-au făcut să zâmbim în vacanță. Da, ne fac acum să zâmbim, atunci ne-au făcut să scrâșnim. Nu, să pe mine, eu chiar am să încep cu unul care pe mine m-a făcut să zâmbești, să mă bucur foarte tare, știi? Așa. Am fost acum vara asta în sudul Angliei, am organizat o excursie cu prieteni, am stat acasă la niște prieteni și ei având mașina, am zis, mă, hai zilnic mergem în altă parte. Și am făcut noi o greșeală, de fapt și am primit și informații greșite despre Stonehenge, pe care eu l-am văzut, dar Alina nu-l văzuse, Stonehenge. Și cum am organizat noi excursia aia, știam că e deschis vara și citisem până la 8 seara, ceva de genul ăsta. Ce nu știam este că poți să intri până la 8 seara doar dacă îți iei bilete online. Pentru că, ca și în România, casele se închid la 5. Și la 5 și 7 minute am ajuns în față la situl arheologic acolo. Era închis, nu mai puteam să ne luăm bilete nici online. Și tehnic n-am putut intra. Da. Și mi-era, chiar mi-a părut rău pentru Alina. Zic, mamă, am bătut drumul ăsta toată ziua, era și departe de casă. Și asta te-a făcut să zâmbești?
Și zic, eu văzusem Stonehenge, adică mm-hmm. pentru mine am fost acum 20 de ani, văzusem, mă rog, am făcut să tot ăla era. Da, tot ăla era, zic, ce să mai schimba, dacă mai bătut vântul, i-a mai erodat un pic pe ăștia aici. Mm-hmm. Și zic, uite, chiar îmi pare rău, nicio românească n-am putut face, adică am încercat să negociem cu băieții. Să sărim gardul, ceva, nimic. Nu, nu, asta nu, chiar atât de românească nu. Dar am zis că ne înțelegem la poartă. Mm. Adică, domnule, hai că am venit până aici, uite cât drum am bătut, stai să înțelegem. Da, că poate găsim bilete, poate pe online, să vedem. N-a mers deloc. Asta, și am întors mașina și am plecat. Și când am plecat, deși era destul de puțină lume, în zona respectivă, am intrat pe alt drum care ne ducea spre casă decât pe cel pe care venisem, unde am dat într-o coadă de mașini. Mm-hmm. Bă, dar încetul, greu, să mergea hâț. Mă rog, noi mai stăteam de vorbă mașină, mai ziceam una alta. Și cam în 10 minute ne-am dat seama de ce era coada. Așa. Pentru că drumul trecea pe undeva pe la 500 de metri distanță, prin spatele unui gard, dar mic, în care se vedea Stonehenge. În toată splendoarea sa. Și toată lumea mergea încet. Era vedere din mașină. Era vedere din mașină. Și toată lumea stătea să se uite. Să fac o poză, să nu știu ce. Și i-am zis Alinei, zic, mă, nu pot să fiu. Gratis. Este, zic, oamenii au plătit 20 de lire pentru tine este gratis aici. Ok. Da. Deci dacă vi se întâmplă, ăsta e sfat de călătorie, când ieșiți, nu ieșiți la dreapta, uitați-vă după coadă, ieșiți la stânga și îl vedeți. Mă gândesc că în perioade care sunt mai puțin turistice, oamenii mai și opresc mașina pe stânga-dreapta și se uită de la distanță. Posibil. Da. Că e minus 20 de lire. Da. Da. E important. E o sumă. Ți-am zis că pe autostrăzile din Franța există ceea ce se cheamă bichon de curiosité. Ce e asta? Dop de curiozitate. E un accident. E o mașină care a luat foc, e pe margine. Da. Nu se întâmplă nimic dramatic sau s-a întâmplat deja. Și oamenii toți încetinesc ca să se uite. Așa e și în România. Da. Noi, mă rog, cu autostrăzile stăm un pic mai prost decât francezii. Da, noi autostrăzile avem, dar pe drum noi ne uităm. Da. Și așa zic, bichon de curiozite. Anglosaxonii au rezolvat. Deci, în Anglia, Scoția, dacă este accident, nu treci pe lângă accident, ci se oprește. Și dacă te-a prins în coadă și n-ai pe unde să ieși, ăla ești. Stai acolo, altă tehnică. Nu treci pe lângă ce fac oamenii aia, că au nevoie de spațiu acolo. Da. Nu știi cum e mai bine, da. Mai bine fără accidente. Mai bine fără, da. Mm-hmm. Bună observație. Așa. Pe tine ce te-a făcut să zâmbești sau să te amărăști? Bun, mai multe lucruri am povestit-o deja pe aceea cu parcarea din Mantova. Cred că am povestit-o și pe aia cu pierderea avionului, nu? Când eram la auzit la radio, dar nu cred că ai zis în podcast. Poate ar merita... A fost acum 2 ani, când am fost în Normandia și când niște prieteni ne-au propus o ședere de o zi, de rămas peste noapte, de fapt, la un castel aflat la 50 de kilometri de Paris, castel deținut de un libanez care se numărase printre cei care avuseseră Le Cirque du Soleil. Era și ziua mea și prietenii cu care eram, am zis, facem și un tort fără zahăr pentru sărbătorit și stăm aici. Bun. A doua zi aveam avion și m-a întrebat Irina, bazându-se pe memoria mea, cum stăm cu orele? Și am spus, aia zic, la 7 pleacă. Mă, nu mai devreme, nu, mă, la 7. Bun, prin urmare am stat acolo la masa festivă, i-am văzut pe toți dansând acolo și făcând abstracție de pandemie. A doua zi am avut un brunch libanez care a fost ceva fastuos. Eu n-am mai văzut atâta mâncare și atât de bună și atât de variată. Erau avut 40 de deserturi. Era ceva cumplit. Tot tu n-ai voie. Eu n-am voie, dar ceva cred că am ciugulit. Bun, și trebuia să vină cineva să ne ducă la Paris, ne luăm bagajele și să mergem la avion. Și pe la 1:30 așa, îmi spune Irina, eram încă în apartament și îmi spune Irina, să știi că avionul l-am pierdut. Pe cum să-l pierdem? Că e la 7. Nu, e la 3. Atunci l-am pierdut, da. Eu știam ceva cu 7. Da. La 7 ateriza. Deci eu țin, nu se minte e ceva. Bine. E ok și așa. Și, și ea s-a convins să se orienteze strict în funcție de documente și nu de memoria mea, dar i-am spus, consolează-te, pentru că dacă n-am fi pierdut avionul, am fi pierdut povestea asta la altă.
cu castelul, care era ceva formidabil, cu demonstrația celor câțiva acrobați de la Cirque du Soleil, aduși nu pentru noi, aduși pentru toată asistența, că erau acolo câteva zeci de invitați. Era o serată tricoloră în onoarea Franței, deci nu era 14 iulie, trecuse de mult, așa că o parte dintre musafiri trebuiau să aibă ceva roșu pe o bluză, alții alb, eu am căzut la sectorul alb, și alții albastru. Dar a fost ceva foarte frumos. Ai plătit toată distracția după asta, sigur. Am plătit, adică am mai luat un bilet de avion. Da. Însă a fost o experiență frumoasă, adică, bun, sigur că îți pare rău când dai niște bani neplanificat și teoretic te și enervezi un pic că ai ratat un zbor. Dar dacă prindeai zborul, ratai povestea asta altă care cred că e mai greu de repetat. Da, asta e foarte bun. Da. Merită, să știi, merită. O experiență de asta da. În care... Deci asta, la asta, cum să zic, tristețea, amărăciunea au durat un minut. Cel mult. Asta îmi descurcă. Puțin, da. Bine că e toată lumea sănătoasă, da. Împlinită, sătulă. Am avut alta mai de mult în care nu exista GPS, sau ce puțin noi nu aveam, eram într-un grup de patru, pe niște drumuri înguste din Toscana și în creierii nopții am ajuns în altă parte decât cea în care trebuia să ajungem. Cel la care urma să stăm ne-a spus, dacă aveți dubii la câte o intersecție ceva, intersecție undeva sus pe deal, ține stânga. Și noi la un moment dat ne-am uitat la un drumeag care pleca un pic în jos spre stânga și am spus, nu poate fi ăsta, că e prea prăpădit. Ăla era. Și am zis, nu, mergem și noi așa cu drumul. Și am mers cu drumul, panta a început să fie din ce în ce mai mare, mai abruptă, și la un moment dat mașina a început să scoată fum și la alt moment dat drumul s-a oprit. Și s-a oprit în fața unei case. Foarte frumoasă, dar nu era a noastră. Atâta tot. Eu am început să bombăn, eu m-am isterizat. Am fost singurul, de fapt, isteric de acolo, deși lumea mă știe de calm. Chiar nu te-am văzut niciodată. Nu, mai fac din când în când, mai scap hărțurile. În general, sunt ponderat, dar I have my moments. Și am spus, asta e o jocură, să nu ne dea indicațiile cum trebuie, mâine exact, mâine plecăm, ne găsim un loc de cazare convenabil. Mai știu și două înjurături în italiană, exact, ca să zicem. Și cu gestul ăsta. Omul mai înțelept decât noi din grup ne-a zis, acum suntem surescitați, da, să ajungem, că o să ajungem până la urmă. L-am sunat pe proprietar, un ton acrisim, și am spus că suntem... Și mi-a zis, a, știu unde ați ajuns, s-au mai pățit-o și alții, vin după voi. Și a venit după noi cu o dubiță, nu dubiță, o mini basculantă, ceva, un agregat, să zicem. L-am văzut pe om coborând, săracul, avea și Parkinson. Și am zis, dacă ăsta e salvatorul, noi urcaserăm pe un drum care părea foarte abrupt, iar de sub lângă drumul ăsta părea un hău. Și se vedeau niște lumini jos de tot. Și am zis, mă, că face cineva o manevră greșită, ne-am dus. A doua zi dimineață ne-am lămurit că drumul ăla, hăul ăla nu exista, era de fapt o pantă destul de lină. Și am ajuns la pensiune, am bodogănit tot drumul, ne-am mai calmat, sau eu m-am mai calmat la o cină de asta italienească, fără proprietar. El s-a dus în treaba lui și a doua zi am deschis geamurile și am dat de o vale de aia din Toscana și de un deal în față. Bă, ți-au dat lacrimile pe cuvânt. Deci am rămas așa și am zis, Florența poate să aștepte. Că eram la 16 km de Florența, bă, zic, stăm aici. Stăm, luăm micul dejun 4 ore, 5 ore, cât o trebuie, ne uităm în valea aia. Ei sunt și buni la marketingul ăsta. Aici a venit Leonardo. Aici au venit flamanzii să picteze. Cu Leonardo, da, lângă Leonardo. Da. Dar era un loc absolut splendid și mi-am dat seama și eu cât de caragios pot fi uneori. Dar, într-adevăr, m-am enervat atunci. Și toate de la un drum ales greșit, la propriu. Da, la mic dejun îmi place și mie, să știi. Este, uite, și îmi pare rău că acum mai fac o nedreptate. Așa. Există o doamnă care are o pensiune în Hațeg și al cărei nume nu mi-l amintesc acum, dar o să regăsesc eu. Uh-huh. Unde le face doamna acolo la pensiunea asta un mic dejun?
Da. Când venea să stau la ea numai pentru mic dejun. Mic dejun mare. Noi am stat, așa. Da, da, foarte mare, foarte frumos întins. Mm-hmm. Mic dejunurile astea sunt extraordinare, un fel de brunch-uri. Da. Când venea să stau, am stat numai o noapte și zic, uite ce ratăm noi aici. Mm-hmm. Zic, e păcat. Știi, eu țin un mic dejun foarte simplu, așa. Dar atât de parfumat, pentru că ni l-a făcut tot așa proprietărea sa într-o localitate din care o să fac odată un boarding pass, Saint-Paul-de-Vence, care e cocoțat undeva deasupra Nisei. Ce înseamnă? Da, ne-a făcut ea, ne-a stors portocale și ne-a făcut suc de portocale și ne-a făcut baghetă cu un sărat și nu mai știu ce, ni le-a adus ea făcute de mână ei așa frumos. Acolo, în pensiunea aia, avea și o grădină, avea și piscină cu pisică neagră cu tot, avea și niște portocali, deci era ceva de vis. Și țungea ea pâinea cont? Da. Da, da, da. Da, a fost, da, deci la lenea mea da, da. Mitică. Noi am ales o pensiune în Scoția, tocmai pentru că scria că are mic dejun extraordinar. Așa, și celălalt, și îngerete. Nu știu dacă nu mai fi pozit asta, stai să vezi, că noi am ajuns acolo pe la 4-5 după amiaza, într-o pădure. Da, într-o pădure stătea, adică pe marginea unui drum care era pe acolo pe lângă Loch Ness, da, tot într-o pădure, mai era o benzinărie și erau două case din astea spate în spate, știi? Și am intrat în curte, ciudățel, doamna nu era acolo și am așteptat-o mult, mă, da, foarte mult. Și am început să umblăm pe acolo, am dus întâi la benzinărie, că dacă tot nu venea, n-am găsit-o acasă. Se locuiește? Da, domnule, locuiește, sigur, că părea părăsit. Dar nu știți, nu, e prinsă în trafic, într-adevăr, da. Acolo era aglomerație. Ne-am dus la vecina de alături, că am zis că vecina de alături care stă perete în perete are habar despre treaba asta. E, nu, doamna nu știa, deși locuiau, erau două femei singure care locuiau spate în spate acolo, el n-aveau treabă una acolo. Și zis, am vecină? Ah, stați să văd, poate am pe aici un număr de telefon. Și eu m-am uitat că și am zis, bă, în ce film am nimerit? Da, da, da. Zic, cu astea două care stau singure aici în creierii munților și nu știu, da. Adică ar trebui să vorbesc toată ziua. Aia părea. Aia era. Și la un moment dat, nu mai știu cine, ori vecina, ori cineva de la benzinărie, i-a dat un telefon sau am găsit-o noi, ne-a răspuns la telefon și ți-a spus, domnule, ajunge, dar vedeți că e deschis acolo unde aveți voi treabă, mai era o cameră undeva la pădurii, pe care o încercasem să deschidem, dar adevărul că avea o șmecherie ușa și trebuia să tragi mai tare. Mă rog. Și ea a venit acasă și a zis, așa ceva, să mă cauți pe mine, prin vecini, prin asta, nu se face, ne-a reproșat. Păi zic, ce era să fac? Și a zis, nu, asta nu, cum să întreb, de unde sunt? Veneam, trebuia să intrați. Și drept urmare, a doua zi nu ne-am mai făcut mic dejun. Deși, peste tot, da, i-am plătit cazarea și am plecat. Și peste tot scria acolo că această doamnă face un mic dejun extraordinar și merită să stați la ea. Pa, la revedere, nimic voi ăștia din România. Da. Iar pe salvatorul nostru, pe care îl cheamă Massimo Montanelli, mi se pare, și pe care noi l-am luat drept un fecior al Gliei, așa, care venea cu tractorul, făcea ulei de măsline, făcea miere, făcea vin. Nu, i-am găsit toată una din doamnele din grup, s-a dus la el să scoată niște, pe imprimantă ceva, niște bilete, o rezervare, nu mai știu unde, la Florența. Și domnul a poftit-o în birou, care era o bibliotecă ceva înspăimântător de mare, ceea ce punea un pic lucrurile în altă lumină, după care noi, când am ajuns pe la noi, fiecare pereche avea apartamentul ei, la un moment dat am găsit pe o măsuță de cafea un album cu locuri interesante din zonă, așa, cu recomandări, și la sfârșit era blazonul familiei Montanelli. Ce o familie foarte vechi. Să știi că mai sunt și familii în România care au și bibliotecă și blazon și nu știu dacă au deschis cărți. Dar uite cum te induce în eroare prima impresie, știi? Da. Asta e bine. Să știi că la Salisbury tot vara asta am ajuns așa exact înainte de închidere, că era mai scurt. E o problemă vara cu catedralele în Anglia, pentru că să țin ceremoniile de absolvire. Înăuntru, da. Okay. Și atunci depinde cum ți-e norocul. Pici sau nu pici pe ceremonie, care durează multe ore, sunt multe facultăți, multe zile. La Canterbury, de exemplu, era luat de luni până joi jumate de catedrală, puteai să vizitezi doar un pic, zădea și biletul la jumătate de preț, ceea ce era ok. Și aici la Salisbury tot așa am nimerit pe un anunț de ăsta
pricinos, să-i zic eu, care zice că să închide mai devreme. Că la 16, nu știu ce. E, și eu aveam acum dilemă că venind de pe drum, aveam și oarește presiune destul de mare, mă înțelegi, dumneata. Și mă uit, ăștia închid, știi cum e, cu jumătate de oră înainte așa. Deci, și zic, bă, ce fac? Mă duc, dacă mă duc în partea asta la altă, că am văzut semnul de toalete, zic, ratez intrarea. Dacă mă duc aici, ratez altceva. Ratez altceva, știi? Și am stat în dubii și am zis, intru. Intru, m-au văzut, doamne, că intru. Eu știam din anii trecuți că mai fusesem la Salisbury, acolo este Magna Carta, că de asta mă duc să văd Magna Carta. Și zic, lasă că intru, intru prin catedrală și ies pe ușa aia altă și mă duc direct unde am treabă. Și pe aia fac un cerc și mă prezint înapoi aici. Și într-adevăr, intru, trec în viteză prin catedrală, îi las pe prietenii mei acolo, ies pe partea aia altă, mă duc unde am treabă și pe aia mă prezint din nou la intrare. În fața unei uși închise. Fața unei uși închise, în mod evident. Dar toate doamnele erau acolo, aia anticipasem asta. Și ele s-au uitat și au zis, domnul? Da. Și eu zic, domnul... Bineînțeles că domnul. Bineînțeles că domnul. Domnul zic, a ieșit pentru că a avut nevoie... Da, to take a leak. Da, și ele au zis, a, da, vă înțelegem, da. Și zic, bă, am judecat bine de data asta. Și am intrat înapoi. Catedrala este o splendoare. Da. O splendoare este, din foarte multe puncte de vedere, inclusiv al acceptării, dacă vrei. Am văzut niște opere de artă, niște tablouri, care... de artă modernă, da? Niște picturi din astea foarte ușchite, cu, chiar și cu diavol sau cu simboluri din astea, puse în catedrală, da? Și care dădea o perspectivă nouă. Era vorba de opera artistului, era o comunicare între biserică și lumea asta nouă și oamenii veneau și se uitau și nu percepeau ca fiind neapărat ceva rău. Blasfemator. Exact, da. Genul de pictură care la noi... a fost ștearsă de pe de acolo, de la piața Sfântul Gheorghe, știi? Genul acela de pictură erau chiar în catedrală și oamenii se bucurau de această posibilitate de comunicare. Chit că mai vezi câte un diavol, câte un astfel. Ce să zic? Asta e. Mai ținte. Mai aveam una, dar să-mi aduce aminte să zic cu floarea de plastic. Mai, poate episodul viitor. Okay. Îmi notez eu cu floarea de plastic că e absolut dulce întâmplarea asta. Vrei să vorbim despre căldură un pic ușor? Hai să vorbim. Îngrijorări sănătoase. Îngrijorările sănătoase, prieteni, la Vorbitorincii, este timpul să vorbim despre căldură, despre căldura asta care ne sufocă și, da, scuzați-ne termenul, știu că mulți dintre voi nu o să-l agreze, dar asta e ideea, încălzire globală. Da, despre care Donald Trump a spus acum câțiva ani că nu există. A spus, there is no such thing. There is no such thing, dar arde, adică e din ce în ce mai clar că e mai cald decât ne-ar plăcea să fie. Asta e părerea mea. Da, dacă stau și sondez memoria, cred că în 2000 a fost o vară comparabilă cu asta, așa cred. Că țin minte că erau 43 de grade, 44 la un moment dat. Și eu am fost alături, stăteam la ultimul, tot la ultimul etaj, dar în altă parte, în alt cartier, n-aveam aer condiționat, că n-aveam bani de așa ceva și mă răcoream cu prosoape ude, inclusiv noaptea. Și abia strânsesem bani de un ventilator. Și la un moment dat, niște prieteni ai părinților mei au plecat în Canada și mi-au lăsat cheia să mă duc să mai aprind o lumină ca să vadă că e locuită casa, pentru că le fusese spartă sistematic de câteva ori, ca să-i facă să se mute de acolo. Și am spus, zic, dar eu, dacă voi sunteți de acord, m-aș muta acolo cât stați voi plecat. Noi n-am avut curaj să-ți cerem asta, dar ai fi binevenit. Și atunci mi-am luat mașina de scris, că încă lucram la mașina de scris, mi-am luat-o, m-am dus acolo și mi-am văzut de treabă acolo și acolo era cald, dar era parterul unei vile de lângă grădina botanică. Ei, era călduț. Era cât de cât respirabil. Când ieșai, te calcina. Și m-am gândit că dacă aș fi stat vara aia la etajul 4 din 4, cu soarele bătându-mi în geam toată ziua și fără aer condiționat, că aș fi nebunit. Și de atunci, de prin anii 90-2000, se vorbește despre chestiunea asta încălzirii globale, da? Da. Și ăsta e genul de temă
stăteam la un moment dat de vorbă cu Vlad Petreanu, care, la care umanitatea nu va reacționa. De fapt, este un insucces de la bun început. Sau reacționează persiflant, de tipul Greta Thunberg. Da, Greta, știi că a apărut mema din nou cu Greta, care se uită așa câș la noi și zice, e cald, da? E cald, nu? Da. Și stăteam să mă gândesc de ce o astfel de temă care până la urmă pune la, pune la încercare însăși viitorul speciei, adică o să fie din ce în ce mai cald, iar în unele zone să fie de nelocuit, nu ne impresionează foarte tare. Pentru că pornim de la străvechiul refren, not on my shift. Adică nu o să fie în schimbul nostru, în tura noastră. O să fie la copiii noștri? O să fie la alții, da. Las că nu o pățim noi. O să o pățească alții mai încolo. Nu se știe când. Dar e aici. Adică e aici, e, da. Aici, e aici și se simte de la an la an. Deci acum când înregistrăm noi, sunt niște zile năpraznice în București. Adică te topești mergând pe stradă. Și nu te fi neapărat rău de căldură. Și un om cu pragul de toleranță mai bine calibrat suferă în zilele astea. Să văd și măsurătorile de la știri. Hai să spui că știrile sunt alarmiste și trebuie să vândă ceva spectaculos și atunci pun termometru la asfalt și constată că sunt 60 ceva de grade sau 80, am văzut și așa ceva. Dar nu trebuie să ascult sau să vezi știrile ca să-ți dai seama că este nefiresc de cald. Că bun, luna lui cuptor. Da, cuptorul nu era atât de încins acum 10 ani, 20, 30 de ani. Se încinge pe zi ce trece și asta cred că și din cauza noastră, în primul rând din cauza noastră. Eu nu jur pe ce spune Greta, dar aici nu e vorba de Greta. Aici e vorba de o formă de inconștiență colectivă care ne va face rău ca specie la un moment dat. Stând ca broaștele alea puse la fiert, știi? Începând din apă rece și unde te obișnuiești, te adaptezi, s-ar putea să fie și asta un răspuns. Ba, adaptare. Dar la un moment dat, cât o-i fi de adaptabil, la un moment dat pocnește siguranța. Sunt, poate pentru că viața nu se va schimba brusc, m-am gândit la răspunsul ăsta. Poate pentru că, uite, vorbeam și cu amicul meu Boții și el spune la un moment dat, zice, domnule, nu e ca și cum ar veni un meteorit acum. Nu. Zice, dar sunt o serie de schimbări cu care ne adaptăm. Și ne obișnuim și cu vara asta care e foarte caldă, zice, până la urmă n-am murit. Dar, de fapt, viața noastră este mult mai rea și mult mai complicată în momentul ăsta. Și s-ar putea să fie mai scurtă, da? Pentru că astea sunt traume care lasă urme. Adică nu e o transpirație de iulie. E mult mai mult decât atât și bănuiesc că noi avem rolul principal, ca în toate filmele în care planeta are de suferit. Sigur că ăsta e un mesaj ecolo, da? Da. Dar nu e vorba de mesaje aici, e vorba despre o realitate pură și dură. E tot mai cald. Există și am văzut o discuție între Robert Șerban și invitatul nostru de astăzi, în care chiar despre asta vorbeam. Cătălin Pavel e invitatul nostru. Despre, o emisiune, o ediție făcută la Timișoara de Robert, Piper pe limbă, emisiunea lui, care se dă pe TVR3. Și unde ajunseseră să vorbească exact de asta. Și despre felul în care prezumata dispariție albinelor, când va fi să fie, ne va paradi pe toți. Da. Albinele sunt liantul dintre noi și planetă. Exact, da. Și ne va face să îndurăm foame, foamete și alte neplăceri. Și să ne ducem la vale. Maia Lunde are o carte despre albine. Chiar două. Asta cu albinele o recomand la toată lumea. Trebuie citită Maia Lunde într-o lume în care nu mai sunt albine. Da, aici nu e, că știu că multă lume gândește deja în termeni ideologici. Nici măcar nu e vorba despre asta, e vorba de pragmatism. Fii atent, am găsit, îl știi pe Sorin Cucerai, îl citești. Sorin Cucerai este... Au fost colegi la Idei în Dialog o vreme. Scriam împreună, mă rog, fără să știm unul de altul. Este comentator, publicist, absolvent de științe politice, un om cu mai multe viziuni de stânga decât noi. Da? El chiar astăzi, în ziua în care noi vorbim, el scrie un text pe pagina lui de Facebook și zice așa: sub presiunea schimbărilor tot mai accentuate ale climei din a doua jumătate a secolului pe care îl trăim, adaug eu, vor începe marile migrații climatice. Multe guverne le prognozează deja, iar unele dintre ele chiar încep să se pregătească pentru ele. Migrațiile astea au de regulă ca efect prăbușirea ale civilizației. Civilizația noastră n-ar fi nici pe departe prima care colapsează astfel. Egiptul antic, de exemplu, a colapsat cel puțin odată ca efect al migrațiilor climatice.
Există însă o posibilitate, spune Sorin Cucerai, de a evita soarta asta, reformarea sistemelor politice și sociale după regulile diversității și ale incluziunii. Textul e mult mai lung, o să vă rog să-l vedeți voi. Dar în mare, are dreptate, zonele planetei vor fi de nelocuit. Păi da. Cele mai sudice decât noi. A, noi suntem undeva la 45, dar vedeți că deja fierbem aici la 45. Sigur. Sudul cel puțin este pârjolit. Exact, suntem într-o secetă. Eu râd că la mine, în localitatea acolo, la Chiajna, mai spunea oamenii acum 2-3 ani, zic, dom'le, avem nevoie de apă, noi nu avem apă decât la puțuri. Și azi, nu e nevoie aici, avem apă de 60 de ani. Și zic, da, dar să termină, domnule, aici e un izvor care e ca la Fontana di Trevi. E magic, iese de undeva. Cert e că stratul de pânză freatică de la 15 metri s-a cam dus, știi? Adică vara nu găsești tot timpul. Și sunt oameni care deja nu au apă, vor veni spre noi. Da, sunt zone din țară în care apa este raționalizată. Da, la noi aici. Sunt zonele rurale. Da. Dunărea n-a mai fost niciodată la debitul ăsta. Atât este de mic. Cel mai mic din câte se știe. Da, dar astea nu sunt coincidențe și nu sunt simple simptome de o vară. Astea sunt lucruri grave. Dar într-o formă de inerție cuplată la o formă de egoism, ne spune, lasă mamă, bine că nu-i mai rău. E ceva în frigider, lasă. O să fie dramatic, o să fie, dar noi... Da, la noi nu ce? La noi. Unde nu, o să fie apa? Asta e prima problemă. Da, da, nu, dar o să spun, noi nu o să pățim nimic. Vom avea războaie ale apei. Copiii noștri, poate nepoții, dar până atunci cine știe ce se mai întâmplă? Asta e judecata simplistă a multora. Lasă că le aranjează Dumnezeu. Bă, le aranjează, e adevărat, dar trebuie să-i dai și tu o mână de ajutor. Da, da, gândesc. Da, tu nu spune sac. Le aranjează după ce jumate din populație va trebui să se mute, alții nu o să mai fie, vor sfârși. O să existe aglomerări urbane feroce, da? Da. Mă gândesc. Deja există, deja s-au construit premisele. Deci vom avea o suprapopulare în zonele urbane, cât de cât decente ca nivel termic sau nivel climatic sau cum eu îmi spune, și lucrurile astea ne vor afecta. Eu cred că deja au început să ne afecteze. Așa, și eu n-am o viziune de stânga. Never in my life. Cum noi deja am avut un război social în momentul venirii refugiaților sirieni, care război continuă, și nu ne-am înțeles ca societăți. Dar când alte milioane de oameni din Orientul apropiat, Turcia, Africa, vor veni către Europa, cum vom face? Este una dintre marile întrebări ale generațiilor viitoare. Ce facem? Îi lăsăm să moară pe mare? Nu putem să punem ziduri până la un punct, dar zidurile astea se fărâmă, după cum bine zice Sorin Cucerai aici, sub presiune zidurile se dărâmă. De alminteri, prin zidurile noastre, cum sunt construitele așa, știți că există o migrație politică și socială de cetățeni care vin din Afganistan, copii, bărbați în special, tineri, băieți de 13, 14, 15, 18 ani, citiți ziarul Libertatea și cu publicația Vice sau Vice, singurile care se preocupă de asta, cred că mai este și de la Zero.ro, să vezi câți copii afgani și pakistanezi vin, trec prin această țară din motive sociale. Noi nu-i vedem, nici nu uităm la povestea asta. Îi bate poliția de frontieră de la noi, am mai spus asta. Îi bate de iusucă, polițiștii noștri. Admirabilul român, știi, ăștia cu ospeția, suntem noi. Ospitalitatea. Îi bat, gândiți-vă, copiii de 13-14 ani bătâți de polițiștii noștri de frontieră cu pulanele sau cum se cheamă alea, așa dați înapoi. Și ăștia sunt puțini. Da. La un moment dat vor veni mulți. Mulți, mulți, mulți. Și atunci tu, ca societate, ca guvern, va trebui să dai niște răspunsuri care nu le-ai pregătite. Da. Ce faci? Nu vei avea răspunsuri, clar. Nu vei avea. N-ai răspunsuri pentru situații mai simple care se petrec acum. Sau dacă sunt răspunsuri de-astea de eludare, de eschivă. Da? Vorbim ceva acolo. Ca să nu zică lumea că n-am apărut și că n-am avut o gesticulație și o vorbă de spus în public, dar altfel soluții ca atare. Și nu vezi, tu vezi soluții de la cine? De la clasa politică? De acum, asta e deja o problemă care, sigur. Vezi soluții acum de la ministrul de interne? Vezi o soluție de la guvern în general? Eu cred că îl sperie. Dacă mă duc să port acest dialog cu ministrul de interne sau cu premierul, cred că vor fi așa un pic, spre ce să vorbim?
E posibilitatea unei migrații în masă dinspre Orientul Apropiat în România peste 30 de ani. Haideți, domnule. Da, până atunci. Haideți, domnule, ce problemă asta avem noi acum. Da. Chiar așa, poate și dintre cei care o să ne asculte, zic, domnule, problema noastră o avem acum. Haideți, domnule Paraschivescu, că exagerați. Chiar îi credeți pe toți ăștia. Apropo, vreau să zic că BBC publică săptămâna asta un text care se numește, o secundă de răbdare, The Audacious PR Plot That Seeded Doubt About Climate Change. Da? Deci, cum să zicem, PR plot, intriga de PR. Deci, în 1992, marile companii care aveau de suferit în urma preconizatelor măsuri de reducere a carbonului, ce era vorba de industria petrolieră, industria petrochimică, transportator și așa mai departe, se organizează în America într-o alianță care să facă lobby pe lângă guverne ca să nu oprească industrializarea care să ducă la noi gaze de seră, da? Și în primii ani ei stau așa liniștiți, pentru că nu se preconizează mari măsuri, dar odată cu președintele Clinton și venirea lui Al Gore la Casa Albă, se preconizează chiar măsuri concrete. Deci de prin 1995-96 America făcea primii pași să zică, bă, stați puțin că murim. Bun, și atunci oamenii ăștia angajează un expert de PR care se numește Bruce Harrison, omul nu mai e acum, dar colaboratorii lui au început să vorbească astăzi, datele le adună în BBC-ul, și îl plătesc pe omul ăsta cu jumătate de milion de dolari în fiecare an, îl plătește această coaliție, cu simpla misiune de a pune sub semnul îndoielii chestiunile legate de încălzirea climatică, încălzirea globală. Și misiunea domnului Harrison, foarte priceput la PR, unul dintre cei mai buni specialiști americani de PR, e să găsească acele povești, acei oameni și acele unghiuri care, construite pas cu pas în anii următori, să sădească în mintea oamenilor îndoiala că așa ceva s-ar putea petrece vreodată. Și domnul Harrison și-a făcut din 1992 vreme de câțiva ani buni și a făcut treaba cu brio astăzi, găsind povești, explicații, găsind ziare, surse, spunând și cealaltă versiune în care se zice, domnule, oricum pământul se mai încălzește din când în când, oricum nu e vina noastră, oricum China ar trebui să facă mai mult, sigur. Printre ele și adevăruri, sigur, multe dintre ele. Dar am zis că e bine să știe lumea și despre treaba asta. Da. Nu, și tot ce e complicat. Eu nu sunt fatalist, n-am viziuni catastrofice, dar mă îngrijorează, recunosc. Bun, hai să zici că poate nu o să ne atingă pe noi, propriu-zis, dar există alte generații. Și s-ar putea chiar și în timpul vieții noastre să ajungi la niște acute pe care nu le poți gestiona. Nu le poți anticipa, în primul rând, la ora asta, și apoi, odată petrecute, să nu le poți face față. E posibil. Da, hai să vedem generațiile din trecut, îți propun. Să vedem lumea din trecut. Avem un invitat de excepție, Cătălin Pavel se numește, arheolog, scriitor, om cu inteligență și o educație excepționale. La superlativ merită să-l cunoașteți și să-i auziți poveștile, mai ales că este singurul român, înțeleg, care a săpat la Troia. Da, și urmează să sape la Histria și are o perspectivă diferită asupra lumii. Îl urmărim. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorincii. V-am promis un invitat excepțional și asta prin multitudinea fațetelor sale. Discutam înainte de a intra în emisie despre un diamant. Da. Să știi că invitatul nostru are nenumărate fațete ca un diamant. Este o întrunire de știință cu dragoste, cu iubire, cu sentimente, cu și cu arheologie, nu? Da, da. La un... nu mi-l explica, îl știu foarte bine. Eu îl explicam ne publicului. Știm, da, știu. Cătălin Pavel e numele profesorul lui. Cătălin Pavel, bine ați venit, arheologul și scriitorul Cătălin Pavel. Mulțumim că ai acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc. Ce să zicem? Fă tu prezentarea ta. Știi cum se cheamă? Da, acum el o să râde iarăși, dar n-am încotro. E un om de excelență și este un om pe care englezii l-ar numi intriguing.
care a fost tradus idiot prin intrigant. El nu înseamnă niciodată așa ceva. Dar e un om nedumeritor. Adică e un om pe care nu prea știi de unde să-l iei în așa fel încât să înțelegi cât mai multe dintr-o dată de la prima înfățișare. Pentru că e o sumă de talente și de competențe. Și pentru că îmbină niște lucruri teoretic cel puțin mai greu de adus împreună sub aceeași umbrelă, și înăuntru literaturii. El scrie și poezie, scrie și roman. E un om cu multe fațete. De arheologie nu mai spun, pentru că acolo noi ne prindem urechile amândoi. O să-l întrebăm doar pe Cătălin niște lucruri, cred că de ABC sau de bun simț. E un om de duh, e un om pe care cred că l-am cunoscut, nu mai știu, Cătălin, într-un avion spre Târgu Mureș, nu? La un târg de carte. Scrisul tău îl cunoșteam deja, pentru că, dacă nu mă înșală memoria, am fost în juriu premiilor de debut de la Humanitas, cu a șaptea parte din lume, aproape a șaptea parte din lume. Romane, bestselleruri, care nu sunt neapărat romane, deși cărți de non-ficțiune. E un om tradus, în Franța, tradus în Italia, încăput pe niște mâini de baci acolo, Bruno Manzoni și soții Curiol. Un om care ține cursuri, și că ține cursuri studenților de la Constanța e una, dar le explică arheologia și elevilor, ceea ce e foarte interesant. Și aș începe de aici, Cătălin. Cum reacționează un elev de liceu, să zicem, în fața unui drum prin arheologie? Care e reacția lui? Mai întâi, bun găsit ascultătorilor și spectatorilor din platou. E foarte greu să vorbești după ce ai fost lăudat cu atâta generozitate, pentru că, adică, ești zdrobit, ești... Eu aveam, meritat, aveam un papagal în, uh-huh, în copilărie și lăudam așa în neștire prietenului meu și într-o zi am zis, hai să-ți arăt papagalul extraordinar, așa, inteligent, frumos. Uh-huh. Și când l-a văzut prietenul meu, acest papagal tocmai mânca o molie din aia plănoasă, așa, deci... Așadar, sper să nu fiți prea dezamăgiți. Înapoi la acest lucru foarte interesant, obligația noastră de a vorbi cu elevii, de a vorbi cu nespecialiștii, dar în categoria asta a nespecialiștilor, elevii, copiii chiar au un rol cu totul special. Și vreau să spun că experiența mea din licee, am fost în vreo 10 licee din țară, ca să vorbesc despre arheologie, a fost o experiență extraordinară, mai bună poate ca oriunde altundeva. Întrebări extraordinare, participare senzațională, empatie, pasiune, ochi clari, minți limpezi, urmate, din păcate, de plecări în străinătate, multe definitive. Da, așa n-ai cum reușit am să mai aflat. Convingi pe nimeni. Am convins câțiva să facă arheologie, dar nu neapărat în România. Nu aici. Da. Să știți că invitatul nostru este arheologul român care a lucrat în Troia. Da. 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 Și în CV-ul lui mai sunt niște nume proprii acolo. Da. Sorbona, Oxford. Da, asta pentru doctorate. Pentru doctorate. Pentru doctorate, da. Burse doctorale și postdoctorale, așa, ne rezultă din documentare. Da. Și dacă pot eu să și arăt două cărți ale lui pe care le-am adus cu mine. Una pe care am terminat-o de citit săptămâna trecută. Toate greșelile care se pot face. Și vedem că pe copertă sunt două greșeli cu bună știință, deci nu sunt inversate, pentru că noi n-am știut la Humanitas. Așa, ăsta e romanul de anul trecut, Cătălin, nu? Din 2021, parcă. Da. Așa, și bestsellerul non-ficțiune, Arheologia iubirii. Tot al lui Cătălin Pavel, carte de dinainte de pandemie, din 2019, bestseller la Humanitas. De la Neandertal la Taj Mahal. Da. Și multe altele. Adică care chiar o arheologie a iubirii, eu n-am apucat să o citesc, minunat. O arheologie a relațiilor de iubire dintre oameni, nu? Cam asta ar fi. Da, spusă din perspectiva a ce rămâne din noi, a fragmentelor care rămân din aceste povești, alminteri prin excelență eterice. Ai zis iubire, nu te gândești nici la cărămizi, uneori te poți gândi și la cărămizi, dar în principiu ce fac eu acolo să reconstitui sentimente din artefacte, din chestii prin excelență tactile, este surprinzător, e o provocare, adică să mergem la oase, la
fragmente arhitecturale, la fragmente ceramice, care eu cred că păstrează în ele ceva din sentimentele noastre, așa cum o face și muzica uneori, care prinde așa, cât un cântec prinde o emoție sau o amintire a noastră, pe care nimic altceva nu o prinde. Ți-o aduce pe neașteptate cântecul mai târziu. Adică poți să găsești o poveste de iubire într-un vas, într-o cărămidă, într-o... Într-o cărămidă, bun, exemplu da. E puțin exagerat, într-un perete. Da. Sunt, există cărămizi sau țigle care, în timp ce au fost lăsate la uscat, în soare, înainte de a fi arse, sau unele nu au fost arse deloc, au fost călcate de un copilaș care trecea pe acolo și al cărui picioruș a rămas imprimat în această cărămidă. Ori dacă această cărămidă e găsită într-un castru roman, această urmă de picioruș te trimite la relațiile dintre soldații romani și femeile din zonă. Adică ăsta e exemplul pe care nu m-aș fi gândit, da, pentru că am spus cărămizi... Iată, cam cum alcătuim argumentația asta. Și vorbeai de muzică și unul dintre romanele tale a apărut la Polirom, se cheamă Chihlimbar, și aparent titlul ăsta nu te duce cu gândul la muzică, te duce la tot felul de imagini poetice. Apare acolo, e un concurs, o întâlnire pe multe straturi între trubaduri, rapsozi, acordeoniști, apare Dimitrie Cantemir în cartea aceasta pentru românașii înfoiați. Și cartea este povestea, în bună măsură bănuiesc, creată de tine, a lui Josquin du Prez, uh-huh, din care am ascultat și eu chiar înainte să vin aici, am ascultat Mille Regrets, cântat pe patru voci și de adevăr. Da, un părinte al polifoniei renascentiste, a cărui biografie ficționalizată se regăsește în Chihlimbar, plecând de la niște date reale din biografia acestui muzician franco-flamand, pe care eu îl aduc de Guler în Dobrogea ca să facă și la noi ceva. Da, apare și Dobrogea, apare și Alicante, mi se prea tot felul, dar asta e o lectură veche, să cam încalec acum. Tot felul de locuri în care eu nu fusesem niciodată și mă simțeam foarte confortabil să vorbesc despre ele. Da, păi eu scriu acum un roman despre o localitate în care vreau să merg la anul și vreau să văd în ce măsură coincide ce scriu eu cu ce o să găsesc acolo. Mă rog, da, e ficțiune. Da, e film, nu-i taie capul de adevăratele, că o să mai joace și în alte filme. Bănuiesc că te-ai documentat. Ceva. Da. Bănuiesc ceva mai mult. Cătălin Pavel, arheolog, istoric, scriitor, este invitatul nostru astăzi. Eu am rămas cu o întrebare de la Eric Emanuel Schmidt. Așa. Știi că atunci când am avut lansarea la el... Te-a marcat lansarea. Da, a fost chestiunea asta cu sentimentele de acum 8.000 de ani. Că el are seria asta pe care o începe undeva în neolitic, zic bine, acum 8.000 de ani. Așa, și vorbește de un cuplu de acolo care se va regăsi în timp. Și am curiozitatea asta, că l-am întrebat, doamne, dar ești sigur că existau sentimente ca astăzi, că în cartea dumitale povestea de iubire e ca și cum ar fi astăzi, cu aceeași intensitate, aceleași sentimente, cu bărbații vorbindu-le femeilor ca și cum le-ar vorbi astăzi. Cătălin o să spună că sunt în bună măsură aceiași. Sunt, adică oamenii se iubeau la fel acum 8.000 de ani? Nici azi... Două cupluri nu se iubesc la fel, dar coordonatele mari ale acestei pasiuni sunt identice, aș crede. Și avem morminte neolitice în care un bărbat este înmormântat îmbrățișând o femeie. Sigur, aici ne trebuie o întreagă interpretare, nu? E un pic de speculație. Ce se întâmplă acolo de fapt, adică, până la urmă, societatea trebuie să intervină ca această îmbrățișare să existe. Doi oameni înmormântați așa, în mod evident, au fost așezați așa, nu s-au așezat singuri, deși există și situații în care ei au fost surprinși de moarte îmbrățișați. Cunosc un exemplu din epoca fierului, în care, într-adevăr, în timpul unei invazii, acest cuplu a fost surprins de prăbușirea unui acoperiș în timp ce se îmbrățișa pentru ultima oară, evident speriați. Dar o înmormântare realmente într-o groapă nu poate fi opera noastră, este opera societății. S-a și spus că tratamentul funerar e cumva revanșa pe care și-l ia societatea asupra noastră, pentru că noi nu mai putem controla nimic. Deci, orice am fost noi în timpul vieții,
Nu mai contează. Contează ce vrea societatea sau rudele să demonstreze. Există și situații neolitice în care o femeie este înmormântată la Çatalhöyük cu un craniu, dar acolo probabil e vorba de un craniu al unui strămoș, ca o garanție a unei genealogii care continuă în trecut, și ea cu craniul este înmormântată sub podeaua unei case, în fundația unei case. Deci aici nu e o dragoste erotică probabil, ci mai degrabă altceva, o solidaritate comunitară și genealogică. În fine, dar vedeți că sentimentele acestea în mod clar există și sunt foarte, foarte complexe. Într-o anumită măsură, complexitatea relațiilor sociale este mai mare într-o comunitate arhaică decât azi, în care comunitatea e foarte atomizată, vecinii sunt aproape, nu interacționează, nu se cunosc, nu doresc să se cunoască. Vor intimitate. Oamenii din Neolitic nu vroiau intimitate, voiau colectivitate. Eu vreau intimitate la mine la blog, dar nu o găsesc. E un blog unde oamenii comunică. Da, da. Blog neolitic azi. Da, Cătăline, ai spus cândva că ce e sub pământ e mult mai interesant decât ce e deasupra. Așa o fi? În măsura în care te invită și te obligă să fii un detectiv, spune mintea în mișcare, așa cum ceea ce este aparent simplu și evident azi în jurul nostru, nu mai face. Lucrurile aparent sunt clare. Ne spune televizorul la știri cum stau lucrurile, nu avem la ce să ne mai gândim. În vremea ce atunci când găsești doar un fragment din ceva, există reflexul de a reconstitui totul. Toată caseta de bijuterii, tot templul din coloana respectivă, toată relația din inelul respectiv și așa mai departe. Ori exercițiul ăsta e extrem de fecund. Adică, cum se întâmplă? Eu am curiozități mici, așa, că trebuie așa. Să mă iei de la punctul zero. Deci, cum procedați? Sapă după ceva, aveți o idee, săpați după comori, aveți un plan, căutați ceva anume, sunt niște izvoare pe care le înnodați. De unde începe treaba asta? Uite, spuneai că dați drumul la ceva nou, la Histria. Bănuiesc că a fost săpată în ultimii zile, nu? Nu, 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 nu. Poate nu. Nici o zecime n-a fost săpată. Ok, bun, și cum construiești toată treaba asta? Adică... Nu căutăm comori, pentru noi, sau nu comori în sensul de dicționar, pentru noi comorile sunt pur și simplu reconstituirea societății din trecut. Asta vreau să știu, mă interesează la fel de mult o mică vatră tapetată așa cu cioburi de lângă zidul unei căsuțe, pe cât mă interesează un vas de $1,000,000 ca acela lui Eufronius cu moartea lui Sarpedon. Pentru că ambele vorbesc despre o societate, chiar despre indivizii anume. Asta e pentru mine comoara. Sigur că atunci când începi să sapi, știm de la Schliemann, ești condus de niște prejudecăți sau de niște instincte sau de Homer. Astăzi însă noi nu mai procedăm așa, nu ne stabilim ca în planul cincinal ce urmează să îndeplinim, ci facem un plan de cercetare, sperăm să rezolvăm o problemă. De ce are loc o schimbare de la incinerație la înhumare în această grupă socială sau în această populație? Care ar putea fi factorii care duc la această schimbare? E interesant. Hai să încercăm să aflăm asta. Deci în niciun caz nu săpăm ca să găsim aur. Săpăm ca să aflăm. Săpăm nu obiecte, ci oameni. Arheologia e știința nu a obiectelor, ci a ideilor din spatele obiectelor. Și uneori pot să găsesc lucruri, sigur, complet neașteptate. Găsesc un schelet uman fără cap, în locul capului este un ou de struț. De ce? Mă interesează, vreau să aflu acest lucru. Un exemplu real. Adică... Da, din Egiptul faraonic. Există în Franța medievală un schelet de lup. Capul este al unui copil uman. De ce? Acest de ce este senzațional în arheologie. Asta mă interesează. Al lucru care mă interesează în arheologie, contrazice uneori arheologia surselor scrise? Și dacă da, de ce? Adică
contradicția între ce spune Tucidide sau Herodot sau Homer sau Biblia și ce găsesc pe teren este din nou foarte fecundă. Nu ne interesează consonanța și totul să fie triumfalist în aceeași direcție, ci divergențele. Alea sunt foarte fertile de investigat. Și de ce? Se întâmplă să nu descoperi nimic? Să sapi? Nu. Asta se întâmplă în cazul săpăturilor înainte de construirea unei autostrăzi, când facem sondaje în care e posibil să nu găsim nimic. Dar când facem săpături sistematice, ele au întotdeauna ca obiect situri bine cunoscute, ca Histria, Roma, Atena, Halten, altceva, unde sunt ruine bine documentate și din care nu știi niciodată ce urmează să găsești. Da, pentru că asta ți-e curiozitatea, Cătălin Pavel, spune-ne cum era, domnule, societatea asta de la Histria în perioada asta pe care o căutați voi? Cum, la ce trebuie să ne gândim? Ce fel de societate? Ce oameni trăiau acolo? Nici această perioadă nu este una unitară, pentru că Histria a fost ocupată 1400 de ani, continuu. Asta înseamnă schimbări nenumărate. Încă de la început ea este un spațiu prins între civilizații diferite, între geți, sciți, greci, care fiecare au un cu totul alt profil civilizațional. Deci, pe măsură ce timpul trece și Histria greacă arhaică devine Histria bizantină târzie, totul se schimbă, zeii se schimbă. Nu mai am temple pentru Afrodita și Zeus, cum am în perioada arhaică, am bazilică episcopală și alte bazilici creștine. Se schimbă ce bei, ce vin. Uneori vine vinul din Tasos, alteori din Lesbos. Cum era vinul? Și așa mai departe. Am înțeles că era un vin nasol pentru noi, că nu ne-ar fi plăcut, nu? Așa am citit, că era acru, îi puneau cu miere ceva. Am citit tot felul de mituri din astea. Există analize de reziduri pe amfore sau pe alte vase care au mai păstrat ceva reziduri și se dovedește că vinul era cât se poate de variat, inclusiv vinuri rășinoase, cum se folosesc și azi în Grecia, se produc și azi cu un gust rășinos, afumat, tot felul de bunătăți, sunt convins. Știi că așa a apărut expresia drege busuiocul. Nu. Cred că expresia reală este a drege cu busuiocul. A drege în momentul busuiocul. În care oamenii gustau vinul și nu le plăcea, li se părea acrit, băgau busuioc în el și îl dregeau. Eu am impresia asta despre... a drege cu busuiocul, dar cu a căzut la un moment dat și a rămas a drege busuioc. Eu am impresia asta despre Pelin, știi? Mm-hmm. La vinul Pelin am impresia că e dres un pic, că nu e cel mai sănătos vin și că îi scapă Pelinul în el și alte plante acolo ca să... Aia să taie tot. Nu mai poți să zici despre vin. Nu ți-am adus pelin niciodată? Am eu o sursă bună de pelin. Nu. Serios? Mi-ai adus brânză, dar pelin nu. Nu ți-am adus noi, dar mă voi ocupa pentru tine. Okay. Să poate o sticlă de pelin, roșu sau alb? Alb. Cum să... alb. Bine, aduc eu un pelin alb. Măcar asta am lămurit-o. Deci vinurile erau bune. Dar, voi vă mai faceți rețete acolo din astea? Am fost eu acum în Franța și aveau rețetă în restaurant cum aveau ei la 1600. Mm-hmm. Voi vă mai faceți curiozități din astea să mâncați? S-au făcut tot felul de reconstituiri ale mâncării din antichitate, ale ciorbiței sau fierturii băute, mâncate de ății, omul descoperit înghețat în Alpi și al cărui stomac a fost investigat temeinic să vadă ce polen era acolo, deci ce plante intrau în ciorba aia, aparent era groaznică. S-a reconstituit din celebra carte de bucate a lui Apicius și singura pe care o avem din antichitate, tot felul de rețete din astea, pârș cu miere. Prăjitură cu piper. Asta ar fi interesant, da. Care sunt aparent contradictorii, așa, sau cu garum, cu sosul ăsta de pește fermentat, așa, care era oribil. E adevărat că orașele romane miroseau asta, așa înțeleg, miroseau sosul ăsta de pește, care era un fel de condiment. Nu prea se făceau aceste tancuri mari, bazine pentru autoliza peștelui, adică dizolvarea lui sub acțiunea fermenții, propriilor lui fermenți, se construiau de obicei la malul Mării Oceanului, de exemplu la Lixus în Maroc, unde sunt
absolut enorme aceste rezervoare, dar și în Crimea avem așa ceva. La malul mării, ca să da, briza să mai... E cert că nu locuiau prea mulți parfumieri acolo, un nas fin. De stai, cum făceau? Deci puneau, aruncau peștele în tancurile alea și ăla să... Și lăsau la soare. Și așa nu mănânci pește. Și apoi sosul ăsta infernal se adăuga prin prăjituri, prin... Da. E vechiul Michelin, așa se cheamă. Da. Dar ca și umorul, vedeți, nu numai rețetele, dar și umorul sau chiar și sexualitatea romanilor diferă în niște puncte cheie, așa, par, e foarte ciudat să... Dar, încă o dată, ce e fascinant pentru istoric și pentru arheolog este tocmai diferența. Diferența între noi și ei. Și nu să o judecăm, ci să o documentăm și eventual să o explicăm. Evident, nu să o judecăm. Ei erau erau chicioși, erau proști, nu înțelegeau, niște caragioși. Na, pe când noi nu avem nici urmă de chici noi... în viața. Da. Bun. Cătălin, și de unde arheologia totuși? Adică momentul opțiunii care a fost? Arheologia este pentru mine metoda cea mai bună de a fi alături de oameni, de oamenii de azi. Și de oamenii din trecut, dar ca să fiu foarte sincer, mai ales de oamenii de azi, pentru că ei sunt cei calzi și buni și oamenii din trecut sunt foarte interesanți. Sigur, e o provocare să înțelegi, dar numai oamenii de azi sunt realmente aproape de tine. În această solidaritate care e poate singura noastră mântuire azi, cumva. Deci, de când am fost prima oară la sfârșitul anilor 90 pe un șantier la Adam Clisi, cu extraordinarul profesor Alexandru Barna, care între timp s-a prăpădit, de atunci, de când am avut privilegiu să lucrez cu colegii mei într-un mod pe care nici nu credeam posibil. Credeam că a fi cu oameni înseamnă a-ți da bună ziua în amfiteatru, a mai bea o bere. Dar a lucra pe șantier într-o echipă este o experiență unică. Este munca, da, este o muncă în comun, o muncă intelectuală, o muncă fizică, o componentă esențială a oricărei prietenii este împărtășirea asta fizică a muntelui, a greutății, nu numai ceva strict intelectual despre les liaisons dangereuses, interpretarea mea, care e interpretarea ta, și ăsta e schimbul nostru de e-mail-uri. Nu, mai mult de atât. Da, trebuie să fii un rezistent fizic, în primul rând, adică un fragil lucru care ți se caută acolo. Și eu nu sunt, pentru mine a fost greu și este. Pe fiecare șantier mă gândesc, poate ar fi timpul să renunț. Prea cald. Și ți se năzar și subiecte? Subiecte... De carte. Că bun, sapi și la un moment dat, de la o țandără, îți pleacă o idee, zic și eu. Da, sigur. Eu am scris câteva romane, dar numai într-unul l-am menționat arheologia. O singură dată în primul meu roman, pe care l-ai pomenit atât de amabil. Acolo e vorba despre un arheolog care sapă în Mali și care este, sigur, e de fapt un personaj real cu care am lucrat în Maroc și care a plecat apoi mai departe să sape în Mali, în vreme ce eu m-am întors acasă înfrânt, gândindu-mă ce chestii eroice fac unii în vreme ce eu acum am terminat în Maroc și plec acasă și el merge mai departe în inima Africii să sape la Esuc. Așa că am făcut un roman ca să am și eu ceva. Te-ai răzbunat. Dar în Maroc ce făceați? Lucram la Volubilis, un sit roman excepțional, celebru pentru mozaicurile lui și apoi ocupat în secolul VII de invazia arabă, se construiește primul Haman din Africa de Nord, în fine, deci un sit extrem de interesant, Walili, îi zice azi. Apropo de ceramică, iartă-mă, la Piața Armerina ai ajuns cumva? Nu.
Nu am ajuns. Visez. Da. Eu am ajuns absolut din întâmplare. Da. Eu eram convins că e numele unei piețe dintr-un oraș sicilian. Așa, știam da, că așa se cheamă. Piața Armenia e un oraș aproape părăsit de oameni. Așa. Sunt foarte mulți porumbei, în schimb, și tone de găinați peste tot, inclusiv pe ferestre sau pe ce ține loc de ferestre, scânduri bătute. Bun. Dar la 4 km de Piața Armenia de oraș există o vilă romană din secolul IV, unde ai sute, dacă nu mii, de metri pătrați de mozaic. Scene de luptă, de vânătoare, de sport, doamnele care se întrețin, domnii care se întrețin, ceva absolut fenomenal. Da. Da, da. Adevărul că sunt și frumoase, peste tot sunt, unde am fost. Sunt foarte bine păstrate, foarte bine păstrate. Nici mozaicurile sunt slăbiciunea mea, chiar mai mult decât frescele. Îți doresc să ajungi acolo. Bănuiesc că e muncă grea de tot să-l scoți la suprafață și cât de cât intact sau să-l scoți de sub pământ. Munca grea realmente este să-l consolidezi și să-l poți expune vizitatorilor. Adică să-l restaurezi în așa fel încât el să nu cumva să înceapă să se deterioreze. Pe la margini, un mozaic care e făcut din acele cubulețe mici, acele tesere, care sunt inserate într-un pat de mortar. Dacă patul ăla e friabil, de la traficul vizitatorilor, ele încep să cadă și să se disperseze. Și într-un an a dispărut. Deci el trebuie cu mare grijă restaurat și expus. Noi avem un imens mozaic roman în Constanța, la edificiul cu mozaic, care este... din păcate, departe de a fi expus așa cum ar trebui expus. Eu nu am mai văzut de foarte mult timp, l-am văzut acum câteva decenii, dar nu știu, nu se ocupă lumea acolo, nu e pus în valoare, cum nu trebuie. Nu așa cum ar trebui, din păcate. Din anii 60 nu s-a mai schimbat niște lucrări. În anii 60 am fost. Da. Mă uitam, fiind acum recent la Luvru, că sunt multe mozaicuri acolo aduse din diverse zone ale lumii. Bine, multe sunt și copii, că se scrie pe ele, dar sunt și cele care au fost aduse din vechime și asta îmi dau seama că sunt complet restaurate ca să poată fi expuse acolo. Sunt restaurate după legile restaurării, care sunt foarte stricte. Restaurarea nu poate fi niciodată abuzivă. Dacă vedeți un mozaic restaurat undeva, apoi puteți fi siguri că ceea ce vedeți este autentic, în sensul că nu a fost adăugat nimic care nu era realmente așa 100% în antichitate. Adică un meandru poate fi continuat un pic în altă culoare, pentru că un meandru nu are variabilitate. Dar o față umană nu se reconstituie dacă lipsește o parte. Nu mai facem ca în Renaștere, adăugăm nasuri tot. Dacă nasul lipsește, nu-l mai adăugăm noi, pentru că ar fi o restaurare abuzivă. Cum este la Ocon restaurat în manualele vechi cu mâna întinsă, așa demonstrativ, dar apoi s-a descoperit brațul ăla și el era așa, de fapt. Da. Ce chestie, da. Și discobolul apare în unele muzee, sunt copii romane ale discobolului, cu capul uitându-se în direcție opusă discului pe care urmează să-l arunce, când în realitate poziția de aruncare este cu capul spre disc, după cum o dovedesc copii mai bune. Și există impostură în zona asta a reconstituirilor, sau măcar tentative? Pe vremuri, impostură. Când i-au cerut lui Cuicanova să restaureze friza Partenonului, el a spus că el nu se amestecă în opera unui alt geniu, adică el nu adaugă nimic la așa ceva. Ar fi o greșeală să adaugi, dar într-adevăr pe vremuri exista această tendință de a... Hai să terminăm. Avem statuia asta, lipsește o mână, lipsește... Hai să le adăugăm, să fie întreg, să fie frumos. Dar azi muzealizăm altfel și înțelegem altfel faptul că ceea ce ne mișcă nu e numai frumusețea intrinsecă a obiectului, dar autenticitatea lui. Faptul că știu că sunt în fața a ceva care a supraviețuit așa, neatins, de acum 2000 de ani. Și asta mă mișcă, pe lângă frumusețea intrinsecă a statuii. Deci o altă estetică a obiectului de artă. Ai spus muzealizăm și mă leg de cuvântul ăsta pentru că pentru multă lume a muzealiza înseamnă a avea de-a face cu ceva fără viață, inert și care nu mai reprezintă decât o carte poștală de acum sute sau mii de ani. Există viață în
ceea ce faci tu aici. În unele muzee nu există. Nu există viață, din păcate. Dar alte muzee se deschid foarte mult către vizitele copiilor, către vizite virtuale, expoziții mai ușchite, ceea ce nu înseamnă neapărat sexualitatea greacă, da, sau, dar pur și simplu teme mai strani sau posibilitatea de a folosi o sabie, un scut roman, de a pune mâna pe ele, de a le atinge, de a încerca să le mânuiești, să vezi, da, cum te simți cu ele. Un arheolog german a făcut chestia asta, a trecut Alpii în costum de legionar și cu și a scris o carte despre asta. Cum era? Deci cum acest era tip de reenactment, de, să zicem, arheologie experimentală de asemenea, ca să ne apropiem de societatea din trecut și altfel. Okay. Da. Cum era? M-ai făcut curios? Ai apucat să vezi cartea, să citești? Asta cu, da, Marcus Iuncălman, da, da, a scris mai multe cărți despre cavaleria romană, despre, da, e foarte interesant. Eu n-aș fi putut să car acel bagaj, acel echipament. Deci ce a făcut? S-a îmbrăcat în echipamentul, da, cu pricina și a trecut munții? Și a trecut Alpii. Bănuiesc că nu pe, da, autostradă, ci pe vechi cărări. Da. Pe traseele și de atunci. Și că uneori nu ai, da, drumurile, coincid, nu mai există, da, da, coincid. Dar, de exemplu, eu am, lucrând în Germania, am descoperit odată o sandală de legionar. Mai exact, numai acele ținte care se băteau în talpă, în talpa sandalei, nu în talpa legionarului, și care sunt singurele care se mai păstrau, pentru că partea de lemn dispăruse, dar țintele erau încă organizate perfect în forma sandalii. Și deci le-am împachetat într-un pansament gipsat ca să le săltăm, nu una câte una, ci tot acel conglomerat și să-l expunem în muzeu. Da. Știi ce? Eu am, și uite, aici am poate eu o percepție greșită, am o chestie așa în cap care nu mi se potrivește. Ai avut o epocă antică foarte frumoasă, cu mozaicuri, statui. Lumea se duce și astăzi o vede pe Venus din Milo, la Louvre, era acolo, erau claie peste grămadă, ai tot felul de minunății din astea ale lumii, după care ai o perioadă din asta în care nu prea mai apar lucruri interesante sau nu le vedem noi, novici în muzee, sau poate nu le înțelegem. Secolul 1, 2, 3, după Hristos, 4, 5, nu mai e așa opere spectaculoase de artă la care să vină astăzi mii de turiști să se uite la ele. Păi apar picturile renascentiste. Unde dispar toate lucrurile astea? Unde au dispărut vreme de sute de ani? Ce greșesc eu aici în toată întâmplarea asta? Nu e o greșeală, dar e o judecată estetică și o judecată istorică. Într-adevăr, după, știu eu, după secol, după invazia arabă care paralizează comerțul în Mediterana și mișcarea, adică începutul evului mediu, după începutul evului mediu, lucrurile se schimbă și nu mai avem de-a face cu asemenea statui senzaționale sau cu, deși ele continuă să fie produse și în epoca romană fără nicio problemă. Adică gândiți-vă la ce are Hadrian în vila de la Tivoli, gândiți-vă la Coloseum, gândiți-vă la, știu eu, arta statuară a Antichității Târzii cu statuile lui Dioclețian, Constantin cel Mare și așa mai departe, sau mausoleul Galei Placidia, mausoleul Teodoric până târziu, deci până în secolul VI avem tot felul de chestii extraordinare. Apoi, într-adevăr, apetitul ăsta edilitar și meșteșugul dispar odată cu prăbușirea infrastructurii, odată cu o schimbare de spiritualitate care nu mai, vedeți, creștinismul a efectuat un oarecare viraj cultural cu o concentrare pe spiritualitate în detrimentul exaltării corpului nud, al atletului, al femeii, asta nu mai era ceva de făcut. Trebuia mai degrabă să copiezi un manuscris sau să participi la viața religioasă decât să celebrezi frumusețea omului. Asta e o chestie care trebuie blocată. Dacă vă uitați la catedrala din Moissac, de exemplu, avem acolo
pe acest fronton, corpurile umane sunt niște liniuțe. Este un dezastru din punct de vedere estetic. Nu mai există corpuri naturaliste sau frumoase. Există atât mesajul, pocăiți-vă, vine judecata de apoi, și dar nu trebuie minimalizat. Pur și simplu evul mediu merge în altă direcție, se confruntă cu alte probleme. Există cultură, există filozofie, există scolastică, dar statuaria, construcția străzilor, arhitectura intră pe alte în altă paradigmă. Începe să existe și o pictură religioasă, mai ales în Italia. Deci înainte de Renaștere. Pe asta am zis, că exact... Adică numai Perugino umple un muzeu, dacă stai să te uiți și ca el atâția. Mă uitam acum în muzeele occidentale cât de puternic este acest tip de pictură care și-a lăsat o amprentă pentru câteva secole. Da, absolut. Sunt mii de opere cu... explicați sau cu interpretări religioase, mii de opere pereți întregi. Dacă te duci la Galeria Națională din Perugia, poți să vezi așa ceva în proporție de 85%, dacă te duci la Galeria de la Academia din Florența, la fel, până să ajungi la David, ai... Da, și în Spania am văzut exact și la Prado și la Valencia, am văzut lucruri similare, adică mii de opere cu tentă religioasă. Dar eu sigur că e comercială întrebarea mea și curiozitatea mea, dar aș vrea să-l întreb pe Cătălin totuși cum a fost la Troia. Da. Asta e o experiență. Da, eu am avut șansa să lucrez acolo cu echipa de la Tübingen și echipa de la Cincinnati, care au săpat acolo 20 de ani. Am cunoscut această presiune extraordinară de a mă elibera de Homer și de a înțelege că nu sunt acolo să verific dacă cu tare afirmație sau cu tare vers din Homer sunt adevărate sau nu, ci sunt acolo să cercetez o așezare care trebuie înțeleasă în proprii ei termeni. O așezare de epoca bronzului, cu o extraordinară continuitate de locuire, cu 15 metri de straturi, aparținând la 30 de faze de civilizație, ceea ce este foarte interesant și fără Homer. Asta este problema. Nu facem arheologie ca să vedem dacă a existat potopul, a existat arca lui Noe. Arheologie de confirmare. Arheologie de confirmare, cum foarte bine zice Radu. Nu mai facem asta, dar presiunea există și o simți. O simți. Când găseam cât un vârf de săgeată de bronz, mă gândeam, asta e din războiul troian, asta a străpuns călcâiul lui Ahil. N-am găsit călcâiul lui Ahil, dar am mai găsit cât o copită, mă rog. Troia era cunoscută pentru caii ei, care apar cam atunci, pe la 1500, apar înainte de Hristos, apar în Anatolia. Deci experiența este într-adevăr senzațională într-un grup de elită al arheologiei mondiale. Faptul că ești în Troia te obligă enorm de mult. În orice sit te obligă în arheologie, pentru că dacă faci o greșeală, ea este ireversibilă. Dacă scapi ceva, n-ai înțeles, n-ai văzut, pământul nu mai poate fi... Și greșeala ta prezumtivă poate contamina? Poate de reconstrucția narrativă a trecutului. Deci greșeala mea poate arunca totul în aer. Dacă eu pot să greșesc datarea cu două secole, cu trei secole, ceea ce nu e ok. Nu vrei să afli că exista creștinism în anul 200 înainte de Hristos. A fost o mare surpriză. Da. E adevărat, înțeleg că ai pus un vârf de săgeată într-un scutec acolo? Erai sau pe alt șantier? Da, am mărturisit asta, într-adevăr, dar nu în România, nu știu cum ați aflat. Avem documentariști. Dar era un scutec curat, asta vreau să precizez, ca să nu și închipuie. Da, într-adevăr, am mai văzut în depozitele chiar serioase artefacte, mărgele puse în cutii de chibrituri, în pachete de țigări. Nu este complet, nu e ok, dar nu suntem nici mai catolici decât papa. Uneori, da, și într-adevăr, am transferat acel obiect ca să fie protejat într-un scutecel care nu a dăunat cu nimic obiectului, care într-adevăr era un vârf de săgeată.
Problema e dacă înfășori dacă îl înfășori, de exemplu, un staniol în folie de aluminiu, el se apare condens, da? Apare condens care poate să afecteze acel, mm-hmm, acel metal foarte fragil. Okay. Deci nu așa, trebuie aerisit, trebuie păstrat până ajunge la conservator, trebuie păstrat cu maximă grijă. De asta, da, pierdem atât de multă informație când scoatem un războinic de teracotă, cum s-a întâmplat în China, și culorile care erau pe el imediat dispar, se pulverizează, pentru că e un pigment care nu rezistă. Trebuie conservatorul să fie cu tine, să intervină instantaneu. Altfel pierdem aceste informații. Tu ai avut 5 ani, se pare o rubrică în Dilema Veche, se chema Orice Vestige Minunate. Da. E titlul tău, e titlul lui Dan. Nu știu cine a dat titlul. Dacă nu l-ai dat, tu l-a dat Dan Stanciu. Titlul meu fusese infinit mai slab și mai pesimist, așa se numea, okay, când se alege praf. Era bun și ăsta. Adică arheologie, praf, mă rog. Mm-hmm. Dar mai bine așa, cu Vestigii Minunate. Mm-hmm. A fost un exercițiu de popularizare a științei, care este, mm-hmm, după părerea mea, datoria specialiștilor. Sigur, nu faci popularizarea științei fără să fii tu însuți mai întâi specialist, dar după ce ai și publicații academice, te-ai adresat specialiștilor, e momentul să te întorci și în cetate, uh-huh, și să te adresezi și publicului curios, educat, dar nespecialist, care este extrem de doritor să afle ce facem. Și vrea mai mult decât această fascinație epidermică a piramidelor dintr-un documentar de la televizor și gata, s-a terminat. E mai mult de atât. Și de ce n-a mai fost? De ce n-a mai continuat? N-ai mai putut. 5 ani mi s-a părut că e o limită bună pusă trufiei mele de a face pe marele comunicator științific și am predat... Am predat ștafeta. Da. Trebuie continuat. Da, păcat, nu, chiar era o rubrică bună de tot. Știu că i-a dat și un interviu la un moment dat Anei Sandu, Ana Maria Sandu. Da, sigur, am continuat să colaborez cu Dilema. Și ai spus atunci un lucru care mie mi-a rămas de pe atunci, că una dintre, nu fricile, una dintre ideile noastre fixe este că avem timp. Da. Avem timp. Avem? Nu așa de mult decât credem. În general, lucru cu necropolele, ca arheolog, te învață multe despre timp. Sigur, nu orice arheolog lucrează în necropole, dar inevitabil ajungi, mm-hmm, să găsești și o înmormântare, un schelet. Și lucru cu un schelet este ceva, o experiență unică, foarte humbling și, mm-hmm, da, care te învață multe despre timp, nu într-un mod, nu te învață să te retragi la mănăstire sau în Tibet, da, sau, da, dar te învață că nu suntem stăpânii lui, mm-hmm, într-un mod foarte concret. Zic eu? Spune, zic eu că mai zici. Da, care e momentul ăla sau descoperirea aia care pe tine te-a lăsat așa? Și pe tine te-a lăsat cu gura căscată sau ai zis, băi, asta e o chestie? Pentru că îmi dau seama că am munca oricui, ea are o sumedenie de rutină sau are multă rutină, are o grămadă de încărcătură și la un moment dat e câte un declic din ăsta minunat, știi? Care face să merite tot efortul ăla din, da, săptămânile anterioare. Și îți mulțumesc pentru că ai spus cuvântul rutină. Așa este. E foarte multă rutină și în arheologie. Nu te confrunți cu bunătăți, mm-hmm, și cercei și papirusuri și nu știu ce de dimineață până seară. Nu, sunt zile în care nu găsești decât cioburi și oase de animale comune, în fine. Dar, pe de o parte, nimic nu este realmente comun. Asta știe orice scriitor, că nimic nu e banal în jur, dacă te uiți un pic mai atent. Dar, într-adevăr, sunt descoperiri, poate să spun, eram la Gordion, lângă Ankara, în Turcia, și am descoperit această groapă în care erau patru cranii de cămilă și doi canini de leu. Adică, okay, normal. Un conținut foarte normal.
de interpretat ce s-a întâmplat acolo, de văzut, dar a fost fascinant pentru mine. Sau altă dată o statuetă a unui Eros de marmură de secol III, un aripat micuț care decora grădina unei case tot din Turcia, de epocă romană. Romană de data asta, cămilele erau de epocă selgiucidă. Sunt lucruri care, într-adevăr, îți intensifică extraordinar flacăra asta a lucidității, cum suntem, sau cum sunt eu, așa, somnolent, așa, în general, și apoi deodată apare ceva care îți sporește luciditatea într-un mod extraordinar, parcă vezi mai mult, parcă viața ta arde mai tare, mai... Și, dar sigur, astea sunt senzaționale pe hârtie și cumva asta se contrazice cu ce am zis mai devreme, că ne interesează să reconstituim trecutul. Totul e interesant. Din simplele oase de arici, oase de arici. Există câteva morminte cu mandibule de arici așezate pe pieptul omului, încă din paleolitic, dar și în neolitic, și din Italia până în Suedia avem... Da, ariciu pare să fi avut o... perioadă bună. nu numai bună, că îl și mâncau, vă dați seama, sau îi scoteau, are un pic de grăsime de oferit și o foloseau și pe aia în mezolitic, când chiar aveau nevoie de orice. Dar probabil că faptul că el hibernează și apoi se trezește la viață, aparent la viață, i-a dat așa un rol de călător în lumea de dincolo și apoi înapoi aici. Și la fel și ursul, toate animalele care hibernează. Chiar din paleolitic există un om de Neandertal înmormântat și în prelungirea picioarelor lui sunt două tipii de urs. Adică creând în felul ăsta simbolic un hibrid care ar putea probabil învia, așa cum te trezești deodată că și ursul, după ce a săcut nu știu cât în hibernare, învie. Așa și terianthropul nostru din Franța de undeva, poate. Deci astea sunt, dar eu nu am văzut nici aricii, pot să recunosc mandibula de arici, care are o formă inconfundabilă și e foarte dințoasă, că aricii are o dentiție extraordinar de, nu te-ai aștepta de la el. Și n-am văzut nici oasele astea de urs cu neandertalianul, dar cămilele mi le amintesc cu maximă plăcere. Avem și noi cămile în Dobrogea în secolul XVII, la Gigiol, iar leu nu. Arheologic există o singură vertebră de leu de preistorică, o vertebra, un axis de leu. Craniul stă pe vertebra Atlas, care îl susține și pivotează pe axis. Această vertebră de leu e găsită undeva în neoliticul românesc. Aha, ce căuta, de un ce... leu aici. Da. Nu știu. Poate fi adus doar capul ăla, fac și eu. Dar asta e o pledoarie pentru atenția extraordinară la orice descoperim. Pentru că s-ar putea să ratezi singura vertebră de leu descoperită vreodată în preistoria românească, dacă nu analizezi fiecare oscior. Bine, da, tu nu știi de la bun început, sau știi că e de leu bun, ai zis că nu la arici, l-ai zis că la arici e inconfundabil, că a apărut, da, și probabil că ați învățat, dar la leu mă gândesc că e o vertebră. Exact așa este cum spui, trebuie să ai un specialist, nu, eu nu mă erijez în arheozoolog, dar sigur, ceva poate să-mi facă cu ochiul și zic, aici am nevoie de o părere urgent că e ceva straniu. Craniul de cămilă vă asigur că e absolut extraterestru, dacă îl vedeți. Deci nu seamănă cu ăla de găină sau de porc sau de... Dar toate oasele de animale, dacă veni vorba despre asta, trebuie văzute de un specialist care te trezești că îți spune, ăsta e un os de papagal, nu de vrabie sau coțofană sau altceva. Și dacă e de papagal, e fantastic de interesant. Dacă era Sandu Stermin aici, făcea un concurs. Casă, da. Îl cumpăra. Da. Bănuiesc că îl știi pe Sandu Stermin. Da, din publicațiile. Da. Știi că el are colecție de crani. Deci dacă găsești, are o cameră. Eu poz azi pe Facebook, el vorbindu-le unor copii, se vede cu copii, el e în pantalon scurt, într-un tricou alb și ține un craniu în mână și îl arată. Deci dacă găsești vreun craniu în săpăturile tale de care n-ai nevoie... Neapărat. Am nevoie. Așa, să știi că Sandu...
are el acasă un loc unde ține-ați putea colabora. Totul merge la muzeu, da. Nimic nu poate fi înstrăinat. Absolut totul se păstrează, nu se aruncă nimic, totul se păstrează, totul se analizează. Râzi la filmele istorice? Plâng. Da, e greu să te uiți la The Gladiator și să îți ia mult din plăcere și din bucurie, pentru că tu în loc să ai catarsis și nu știu ce, tu te gândești... Aici nu e aici așa. Nu era chiar... N-a nimerit un documentarist. Da. Mai atent data viitoare. Da, asta într-adevăr îți strică plăcerea. Da, bine, mai zboară câte un cap, mie asta îmi strică plăcerea. Mai rămâne unul fără gât. La Troia cu Brad Pitt, te-ai uitat? Erau mulți actori mari. Acolo e și mai rău. Acolo e rău, da? E rău, serios? Nu se potrivește nimic. Există comedii istorice involuntare, de exemplu, Odiseea. Nu știu. Odiseea, stai cu ce, era Armand Asante, Ulisse. Așa. Este ceva. Da. Eu nu pot să-ți-l închipui pe Armand Asante, Ulisse. După cum nu pot să-ți-l închipui pe Mel Gibson, Hamlet. Ceea ce a existat. Da, dar Mel Gibson a făcut și alte lucruri mai rele. E adevărat. Da. Cătălin, spune-mi, te rog, cum e cu rezistența la frecuși? Apropo de cărți și de condiția scriitorului prețios vorbind. Că te-am auzit vorbind despre așa ceva. Da, cred că am vorbit despre asta, pentru că, într-adevăr, grația care se pogoară din cer este un fenomen foarte rar și ce contează mai mult în literatură, cred eu, este regularitatea cu care faci timp pentru această vocație care se poartă adesea ca un stăpân de sclavi. Deci trebuie să faci timp pentru scris când viața trage de tine în toate părțile, trebuie să îți domini neîncrederea în tine însuți, trebuie să îți domini frica de a confrunta lucrurile pe care luciditatea de scriitor ți le scoate în față, la care în mod normal ai zice, nu mă gândesc la asta acum, acum vreau să văd un film și să mă relaxez. Am avut o zi grea. Ori, până la urmă, tentația asta ne-ar împiedica să mai scriem vreodată ceva serios. Deci, într-adevăr, și mai ales romanul e o specie care îți cam rupe spatele. E ceva care te domină vreme de un an, te controlează, te face să devii un maniac al operei tale, cuvânt mare, așa. Deci trebuie să fii foarte rezistent. Istoricii literari vorbesc de Sitzfleisch și capacitatea asta de a să stai ca nebunul azi la computer și să scrii în loc să fii la tenis sau nu știu unde. Dar altfel nu se poate. Romanul nu se poate scrie altfel. O poezie se poate scrie într-o seară de inspirație, dar un roman... Pentru că el scrie și poezii. E știm. Da, pe asta zic publicului, că n-am apucat să zicem acum, că Tăgăr Pavel scrie și... Nu mai știu, 4 volume de versuri ai sunt câteva. Am fost odată la Lisabona la un curs despre piața literară și ne ziceau în continuu, fiți doar un lucru, lumea trebuie să știe de unde să vă ia. Nu încercați să fiți și scriitor, și prozator, și poet. Da, că și arheolog. Se alege praful. Bănuiesc că ai râs. Că se alege praful. Da, lăsați că peste 1000 de ani vine cineva, vine un alt către noi și zice, uite... O vertebră de scriitor român. Da. Îți dai seama, adică, cum o să fie meseria voastră peste 1000 de ani? Îți citesc din Florin Ionescu. El zicea, I'm old enough not to care. Asta era vorba lui. Nu, dar e fascinant. Cum o să faci arheologie? O să aibă niște scanere. Orașele noastre vor mai exista? Blocurile astea făcute în drumul taberei, crezi că vor dispărea? Va veni niște pământ peste ele? Cum e, citeam noi la Roma, că este delușorul ăla... Del știm, în apropiere de Colosem, ăla făcut din vase, din amfore aruncate. Monte Testaccio. Da, așa. Da. Monte Testaccio, da. O să fie în drumul taberei acoperit de... Nu mai Chiajna scapă, să știi. Eu mă ocup de trecut, despre viitor, nu știu nimic. Chiajna va fi acoperită de groapa de gunoi. De multe ori, prin oraș, când e un șantier, o construcție sau o casă ruinată, mă apropii să mă uit să văd ce se întâmplă cu lucrurile și adesea
pe șantierele de construcții, nu înțeleg deloc logica a ceea ce văd și îmi spun, dacă nu înțeleg felul în care construiesc oamenii ăștia aici, cum o să înțeleg cum au construit acum 2500 de ani? Adică, uneori meseriașii noștri de azi au niște abordări foarte stranii și îmi dau seama că în arheologie nu avem, noi punem întotdeauna foarte multă ordine în lucruri, acolo unde ea poate nu exista. Poate oamenii au făcut o greșeală, au făcut un zid fără ușă, acolo trebuie să fie o ușă. Numai noi când ne uităm, nu ne punem nicio clipă problema că aici e o greșeală, trebuie să fie ceva ritual. Da, 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 da. Sau... Deci trebuie făcut un pic de loc și iraționalului sau chiar greșelii în interpretare, pentru că altfel avem un pat al lui Procust și tot ce găsim punem în el, fără să mai vedem posibila variabilitate. Fascinantă întâlnirea noastră de astăzi. Da. Ne apropiem de final, ia că am petrecut o oră împreună. Da, ne apropiem de final, de l-aș mai întreba pe Cătălin, cam cât respiri între două cărți, cam cât lași? Sau cât dă Dumnezeu, sau ai tu un interval optim? De obicei știi când e momentul să încep din nou. Simți? Să scrii. Da. Când ai ceva de spus și când apare un neastâmpăr. De obicei, cam un an sunt epuizat. Adică, și nici nu ar fi cazul să mai scriu altceva, pentru că e greu să nu intri în același făgaș și să continui, de parcă ai scrie un apendice la cartea de dinainte. Așteaptă ca viața să te mai schimbe, așteaptă să mai înveți ceva, dacă poți. Și apoi, eventual, acum încerc să scriu din când în când proză scurtă, ceea ce mi se pare un pariu mai modest și mai potrivit cu viața mea, destul de haotică, cu multe obligații. Se traduce și toate greșelile care se pot face? Am informații că da. Da. Dar tot acolo în țelele unde știm noi despre care am vorbit. Să vedem, să vedem. Așa, bravo. Aici personajul principal este interpret. Da, interpret și traducător, și adică traducător. În sensul acesta. Da, și am lucrat și eu mulți ani ca traducător. Ai făcut traducător. Așa ceva? Am publicat anul, chiar în primăvara aceasta, un roman tradus în limba germană despre Stefan Zweig și prietenii lui, de Volker Weidemann. Îmi place enorm să traduc, dar m-am ocupat foarte puțin de traducerea literară. Dar aici am pus ceva din experiențele mele de interpret și pe teren, și la telefon, și pe hârtie, dar în general ce se întâmplă acolo e mai degrabă o distopie, o lume în care toți copacii se taie sau sunt înlocuiți cu copaci electrici. Și există ceva care se cheamă ARPLA, și care înseamnă Armata Plantatorilor. Armata Plantatorilor, da, care încearcă să rezolve problema. Și e bună de benzi desenate, cartea mea. Asta, da. Da. Am avut un frison de solidaritate când am văzut că este interpreter și că intră în contact cu tot felul de periferici, de oameni cu probleme, de sănătate, de adecvare, de... Am făcut meseria asta, mă rog, nu la nivel foarte înalt, dar știu ce e la interpret de conferință. Niște ani am făcut așa ceva. Să nu rămânem nici cu această dilemă nerezolvată. Tuneluri dacice nu s-au găsit. Tuneluri dacice... E măcar unul mic. Nu s-au găsit nici inscripții cu Zalmoxis, nu s-au găsit, dar... România ne oferă mereu arheologic ceva extraordinar și sper chiar să scriu o carte la Humanitas despre ce are de oferit acest teritoriu, cele mai frumoase descoperiri arheologice de la noi. Vorbeam de edificiu cu mozaic. La Constanța se află o statuie senzațională a șarpelui Glicon, cea mai frumoasă statuie păstrată din toată antichitatea acestei divinități orientale obscure. Iată deci că o găsim la Tomis. Unde e locul? Unde chiar se în poate... muzeul din Constanța. Chiar se află această statuie a unui șarpe cu coadă de leu, bot de miel, urechi de om, foarte o splendoare. Da. O știu. Deci, sunt convins și avem așadar nenumărate asemenea obiecte sau opere de artă care sunt descoperite arheologic și fac din România
un loc în care merită să trăiești. Ai spus despre Histria că era periferia de la centru. Da, m-a surprins la Histria foarte plăcut faptul că nu este un oraș într-un fund de lume undeva, poate fi un oraș mai mic decât Atena, desigur, dar care are într-o coajă de nucă tot ce făcea un oraș grec să fie un oraș grec. Deci avem, nu suntem propriu zis la o periferie, sau este o periferie care poate fi și centru de iradiere către mai departe, și ca arheolog aici se duce o viață formidabilă. Cred. Cătălin, așteptăm cartea la Humanitas. Stim pumnii. Vine cu nouă invitație. Mulțumim tare mult. Eu mulțumesc. Mulțumim. Cătălin Pavel. Mult de tot. Boarding pass acum la Vorbitorinci. E rândul tău. Ai zis că povestești despre Palermo pentru că Irina Begu a câștigat turneul de la Palermo. Exact, ăsta e motivul care m-a convins. Da, e primul turneu după 5 ani, mi se pare, pe care îl câștigă Irina Begu. Bravo ei. Bravo, da. Acum, asta era o glumă, nu de asta. Da, știu, păi nu, am fost în Palermo acum 3 ani, când Irina Begu era în pauză de turnee câștigate. Și este un oraș fascinant, după părerea mea, e capitala Siciliei. E un oraș în care poți ajunge din România, cel puțin din București, ai cursă directă, dacă nu se anulează, e adevărat, și dacă nu e șopero, grevă, pe aeroport. Cum se cheamă? Șopero. Șopero? Șopero. Da. Șopero. Dar altfel ai spre Sicilia în general, ai spre Catania și spre Palermo curse directe. E un oraș vechi, construit de fenicieni, un oraș splendid așezat pe mare și un oraș supus mai multor influențe, de unde și cultura variată pe care o are. E un oraș înfrățit cu o grămadă de orașe, printre care Düsseldorf și o să râzi, sau poate nu, Timișoara, și cu alte două orașe care se numesc Palermo. Unul în Argentina și unul în Columbia. Serios? Da. Există Palermo? Da, 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 și sunt multe alte orașe. E înfrățit cu 30 de orașe, cred. Foarte multe importante. E un oraș care se poate vizita oricând, recomandabil totuși sfârșit de aprilie, început de mai sau în toamnă. Ca pentru să fie că doar vara, 30 de grade. În vară, da, vara e cumplit, sigur, fiind pe malul mării un pic altfel. E o plajă foarte frumoasă, care e plaja Mondello, plajă de nisip, bun de tot. Mondello, nu Mondello. Mondello, nu, Mondello, cu 2L. Și altfel, un oraș în care s-au născut printre alții președintele Italiei, actualul președinte Italiei este din Palermo. Sigur, cei doi judecători uciși, Borsalino și Falcone. Nu, voiam să te întreb, nu sunt mafioți la Palermo în Sicilia? Este chiar și un cap al mafiei care a murit prin 2000, mi se pare. E și el acolo, citat printre personalități. Dacă e de-al nostru. După cum și Mario Balotelli este tot din Palermo. Așa. Există o distribuție interesantă acolo. E un oraș cuceritor ca arhitectură și cultură. Există un teatru Massimo absolut spectaculos, cu o acustică excepțională. Caruso a cântat acolo și a cântat de mai multe ori. Mai ai catedrala din Palermo, care este ceva năucitor, este foarte mare, impresionantă. Ai Fontana Pretoria, care este o fântână de tip renascentist, aș spune, foarte frumoasă, lângă piața Pretoria. Și în imediata apropiere, un complex normando-arab, pentru că aici au venit și arabii și normanzii, și de asta spun, sunt straturi peste straturi de cultură și civilizație. Ai un palat al normanzilor sau palatul regal, palatul reale, care este ceva fabulos. Ce acolo au făcut normanzii? Da, da, cu o capelă palatină la care e coadă, da, ai de ce să stai la coadă. Repet, multe biserici de toate tipurile și baroc, cu precădere baroc, iar mai sus de Palermo, dacă te duci, iei mașina, să zicem, sau s-ar putea să fie și un autobuz, la vreo 10-11 km este Monreale. Monreale are iarăși un complex arabo-normand chiar peste cel din oraș, din Palermo. Și este ceva năucitor. Te duci, te plimbi pe acolo prin biserica asta, catedrală sau ce-o fi,
care este cu elemente, cu părți, componente din cultura arabă, din cultura normandă, placate pe ele influența, mă rog, aportul italian, e o nebunie. Nu este cel mai curat oraș din lume, firește. Ai și stadionul Renzo Barbera, dacă vrei. Nu mai știu ce echipă joacă la Palermo. Chiar Palermo, nu? Chiar Palermo, da. Mai sunt în divizie? Sunt în Serie B, cred. Știu că au niște tricouri roz. Da. Și au jucat niște oameni pe acolo, și Dybala, și cât Cavani. Dică a ajuns pe la Palermo? Nu, Dică la Catania. La Catania. Da. Au fost fotbaliști interesanți acolo. Da. Dar e un oraș prin care te poți plimba, sunt și parcuri foarte multe, bucătărie mediteraneană la discreție. Spuneam că nu e cel mai curat oraș din Italia. E ceva mai curat decât Napoli. Și este un oraș în care nu se respectă reguli de circulație. Asta din ce am văzut noi stând mafioții acolo. Nu-i simți. Da, am auzit că am citit undeva într-o carte o doamnă româncă sau, mă rog, o persoană care locuiește în România, scria că stând ea acolo, tot așa nu a dat de mafioți, până când afla că șeful cuibului local sau ce era ciobanul de la care cumpăra iacaș și pe care îl credea cioban. Da. Omul ăla avea și o pasiune separată. Aia era fața. Aia era fața. Și spui cum, problema asta se rezolvă cu signore? Păi ce treabă are signore, că el vinde caș. Asta pentru dumneavoastră vinde caș, sigur. Da. Nu știu, eu n-am simțit mâna lungă a mafiei, nu m-a bătut pe umăr. Am simțit însă că ăla e un oraș în care ieși cu mașina de pe o stradă laterală, nu te uiți, nu te asiguri, pur și simplu dai buzna, că te vede altul din spate. Există și acel procedeu în parcările subterane, care sunt unele în subsoluri de bloc, pentru că problema lucrurilor de parcare se simte și la Palermo, mai ales în sezon. În experiențele de care am avut parte și noi. Te duci acolo, cauți în primul rând parcarea și o cauți și o cauți și nu o găsești. La un moment dat te lămurești că e acolo, în subsolul acelui bloc de locuințe, unde e un cetățean mai vârstnic de obicei, care îți face să-i zici cele cheave, să-i dai cheia de la mașină și tu te crispezi pe când e mașină închiriată, lăsați-mă în pace. Aici e insula. Și de cheave, ia cheia și mișcă toate mașinile alea de acolo. El are un mănunchi de chei. Toate așa, o pune pata acolo, le mișcă pe alte la loc și după aia când pleci, face aceeași mișcare ca să te lase să ieși. O singură dată am avut experiența aia asta. Aia era mafia. O fi fost pentru că pe Booking era 15 euro parcarea și... La cetățean cât era? Și la cetățean era 20. Am zis, dar scrie 15 și a zis 20. Dar n-ai să nu s-a uitat la mine, 20. Da. Vrei necazuri? Cu mâna pe rangă, așa. 20 de euro parcarea, scuză-mă. Da. Cât timp? O noapte. O noapte? Da. Greu. Greu, mult. Da. S-a apropiat de standardele venețiene. Dacă vrei, o vrei păzită, plătești 20. Da, eu știu cât era de păzit. Bănuiesc că era. Nu știu ce ai fi putut să faci în înghesuială, în haloi măsula de mașină. Eu am fost odată în insula grecească, am fost de mai multe ori, dar odată țin minte foarte bine asta, am avut o mașină închiriată și când am plecat de la hotel la aeroport, omul care a închiriat mașina de la agenția respectivă a zis, o lăsați în aeroport și băgați cheile, lăsați-le pe scaunul din față. Și zic, poftim? Și el se uită la mine, poftim ce? Zic, cum să lăs cheile pe scaunul din față? Zic, dacă o ia cineva. Și el cască ochii la mine și zice, cum să o ia? Și ce o să facă cu ea? Suntem pe o insulă. Rezon. Zic, dacă așa e obiceiul la voi, zic, o să o las de acolo, o găsiți voi undeva. Nicio problemă. Nu o să bate cap. Da. În concluzie, Palermo, oricând o destinație, este un loc splendid, un loc unde mi-am promis solemn să mă întorc, pentru că sunt multe, multe de văzut. Dar iarna cum o fi? Nu știu. Nu-mi dau seama. Plouă, e frig, bate vântul. Cât de frig? N-ar trebui să fie. Sicilia nu cred că e o zonă friguroasă. Acum sunt Sicilii și Sicilii. Da. În insula aceea e Sicilia ultra săracă și stâncoasă și austeră. E Sicilia turistică, de tip Taormina sau de tip Ortigia, care este ceva fenomenal, Siracuza, Ortigia, Palermo, și mici perle de care nu toată lumea știe, de tipul Noto, un oraș baroc. Portocale de Sicilia, cred că am zis. Da, am încercat odată.
Da. Mi-au displăcut total. Serios? Da. Da? Da, da, mi-au spus că sunt portocale, roșii, erau acre, calămie. Da. Da. Ne-am mâncat aici, mai acrișor, aici da. În București, la Beli Siciliani. Ah. Unde era recomandat așa, with flying colors, cum se zice, da. Dar... Marketingul. Nu. Ah, în fine, cărți avem? Nu avem. Hai să vorbim despre cărțile de astăzi. Spuma filelor. Păi, fiecare are mai multe cărți în față. Nu? Mulțumesc că mi-ai adus o dorama de data trecută da, a lui Cuxo. Da? O voi citi cu bucurie, deși asta înseamnă că s-ar putea să fiu carteles data viitoare dacă o citesc pe asta. N-ai nimic, așa. Păi începe tu, că ai mai multe cărți decât mine. Eu am adus Cohinorul de la STJR Lolar. Bun. Eu încep cu Juan Rulfo, un scriitor mexican, și cu romanul lui Pedro Páramo, apărut la Curtea Veche în colecția Biblos, în traducerea unuia dintre traducătorii dăruiți, Ileana Scipione, pe care eu n-am mai văzut-o, cred că de 10 ani, și care este una dintre traducătoarele excepționale de literatură de expresie spaniolă, alături de Cornelia Rădulescu, alături de Coman Lupu, de atâția și atâția, Andrei Ionescu, Luminița Voina, sunt foarte mulți. Ileana Scipione face un lucru foarte interesant, în afară de traducerea acestei cărți, dă 17 note care îți luminează romanul, pentru că lectura nu e complicată, dar necesită niște explicații. E un roman în care timpurile se amestecă, planurile se amestecă, este povestea unui copil, adolescent, Juan Preciado, care este trimis de mama lui aflată pe patul de moarte să-și cunoască tatăl. Tatăl este acest Pedro Páramo. Asta voiam să întreb, da. Că nu spusese, cine acest, e domnul Páramo? Da, așa. Este acest om despre care nu te lămurești dacă mai trăiește sau nu. Te lămurești, în schimb, cu cine a trăit în afară de soție. Nu te lămurești dacă acest Juan Preciado este cu adevărat fiul acestei mame care îl trimite sau fiu altcuiva din altă legătură. Cert este că ai o călătorie în spațiul mexican, o călătorie prin care eroul nostru, Juan Preciado, ajunge într-un loc populat de fantome, în mai multe localități care par decupate, așa par între undeva niște alveole de timp, în care te întâlnești doar cu spectre și în care te întâlnești doar cu amintiri. Foarte bizară cartea, dar în același timp plină de parfum, tradusă magistral, ăsta e termenul, de Ileana Scipione, care are înclinație, oarecare înclinație către arhaisme, către livresc, dar sunt găselințe foarte bune în cartea asta. E o carte lăudată de mari scriitori. Gabriel García Márquez spunea la un moment dat că s-a întâlnit cu această carte înainte să scrie 100 de ani de singurătate, un veac de singurătate. Deci e mai veche carte. Da, e mai veche. El a murit în 86, Juan Rulfo. Și el era într-un oarecare blocaj, García Márquez, înainte de a scrie un veac de singurătate, iar cartea asta i-a deschis ochii și i-a declanșat potențele scriitoricești, în așa fel încât, pe urmă, a putut să scrie mai ușor. El chiar susținea într-un interviu că poate să recite pe din afară această carte a lui Juan Rulfo. Pe din afară. Bun. Acum, eu am avut un profesor în facultate care știa Henric al IV-lea pe din afară, Valentin Alexandru. Trebuie parte din realismul magic sud-american? Poate fi. Bine, Mexicul nu e Sud-America, e Nord-America. Da, e dreptate. Dar, da, influențele, are limba sunt acolo. Iar Borges, care nu era un darnic în ale complimentelor, spune că este una dintre cele mai mari cărți scrise vreodată, Borges. Serios? Da. E o carte apărută, repet, în colecția Biblos și leg această revigorare a colecției Biblos și de prezența lui Anei Schidu acolo, ca redactor șef la Curtea Veche, pentru că, într-adevăr, am văzut că de vreun an, un an și ceva, apar acolo cărți foarte frumoase. Colecția mi se părea mie că făcuse o pauză la un moment dat sau coboruse un pic sub radar, dar acum câteva luni am vorbit de Sándor Márai. Pe care l-ai mult lăudat. Da. Și aici, la fel, repet, nu e o carte facilă. Deși
Nu e mare. Dar e o carte unde trebuie citite și cele 17 note pe care Ileana Scipione le pune la sfârșitul cărții, pentru că altfel înțelegi mai bine jocul de planuri, înțelegi niște lucruri din istoria Mexicului, înțelegi ce a fost cu Pancho Villa, înțelegi lucruri concrete legate de Mexic și de tradiții, de resuri, de mituri, de tot felul de lucruri. Dar e o lectură foarte frumoasă, e o carte poetică, adâncă, uneori zăpăcitoare, da? Pentru că vocile îți vin din mai multe paliere ale timpului și la un moment dat spui, dar ăsta n-a murit, nu cumva vorbește spectru, vorbește spectru. Da? Dar e o carte care te lasă undeva așa între planuri, între lumi. Ne? Eu, mi-a plăcut tare mult. La mine e mai simplu. Așa. William Dalrymple, sper că îi zic bine, și Anita Anand, Kohinoor, istoria controversată a celui mai faimos diamant din lume. Cu ceva timp în urmă, cartea asta a apărut la editura de care se îngrijește Stejerel Olaru și se numește editura Omnium, e apărut anul ăsta. Traducerea din limba engleză este făcută de Raluca Cimpoiașu. Cu ceva timp în urmă, spuneam, Stejerel Olaru mi-a zis, ți-am trimis eu cartea aceea cu Kohinoorul, te rog citește-mi, spune, pentru că o să vezi că e spectaculoasă. Și am luat-o cu mine în vacanță și, într-adevăr, ce au făcut oamenii ăștia doi aici e fascinant. Kohinoor, pentru cine nu știe, e cel mai cunoscut diamant al lumii ăsteia, nu cel mai mare. Okay. A fost la un moment dat și cel mai mare, dar e cel mai cunoscut pentru că vine cu o întreagă istorie cu povești. Cu povești legate de el. Și acum, oamenii ăștia doi, domnul Dalrymple și doamna Anand, unul este istoric și celălalt gemolog. O zis așa, bă, da, putem să o lămurim, adică să scoatem balastul și să mergem pe lucrurile clare existente cu legate de acest diamant, și oamenii reușesc să facă o istorie de la primele notițe scrise despre acest diamant, încercând să coboare cât mai jos în timp, să vadă unde găsesc primele repere, care ar fi putut să fie dintr-o suită de diamante mari apărute în vremea respectivă, dar de la un moment dat, să zicem undeva în jur de 1700, reperele încep să devină din ce în ce mai clare. Pentru că apar note scrise, sigur că ele trimit și în trecut, și încep să construiască această istoria acestui diamant, care este meșteșug de nebunie. Jur. Na. Și dacă vreți să vedeți cum lumea înnebunește în prezența acestei pietre la propriu, atunci trebuie să luați această carte, pentru că stăpânii acestui diamant de cele mai multe ori iau razna. Sunt familii care se omoară între ele, membrii aceleași familii care se omoară între ele, imperii care cad din cauza acestui diamant, oamenii se jefuiesc, sunt țări care se bat doar pentru a avea acces la acest diamant care călătorește din India până în Persia, sunt cucerit, după care se ajunge la un dat în zona Afganistanului, Pakistanului, stă și acolo, oamenii iarăși se omoară, iar ajunge în India, devine simbolul independenței comunității Sikh și tot așa mai departe, până când vin englezii și îl iau cu totul și îl duc la Regina Victoria și acolo, urmărit de alte, sigur, alte blesteme, cum ar zice ei, dar într-adevăr e meșteșug de nebunie și îți dă și o lumină asupra zonei, pentru că oamenii ăștia dincolo de piatră fac un fel de arheologie socială a zonelor respective și îți explică ce s-a întâmplat în imperiile respective, cu stăpânirile respective, ce fel de oameni erau posesorii acestui diamant. El ajunge pe la 1800 și ceva în Anglia și aici are loc o întâmplare fascinantă, ca să vezi cum este construită lumea. El este adus la prima expoziție universală, condusă de prințul Albert. Da. Și oamenii nu sunt impresionați de diamant, deși istoria lui se știa, toate ziarele englezești scriseseră. Vine în țară, Kohinoorul, îl așteptăm. Era isterie pe străzi, înțelegi? Era marea lor captură, oamenii îl așteptau din imperiu să vină și oamenii vin și se uită la expoziție și... Om lăudat. Era el așa cât un ou mai mic de pasăre și zice, asta e. Pe care prințul zice, bă, nu e treabă de lumini, ăștia nu-și dau seama, aduc niște lumini cu gaz, să pun niște lumini, mai trece odată lumea și zice, mai bine. Și ajung oamenii la concluzia și zic, dom'le, nu le place pentru că nu e tăiat cum trebuie. Aduc niște meșteri olandezi. Că dacă ei nu știu. Da.
olandezii ăștia îl taie, diamantul își pierde din karate, din mărime, în schimb este tăiat mai artistic. Câștigă în strălucire. Câștigă în strălucire și așa, așa rămâne. Chiar împăratul indian care l-a predat, mă rog, scrisoare copil fiind, când îl revede, este uimit că diamantul arată altfel. Și aveți aici această istorie în care aveți un singur om care nici măcar nu i-ar zice normal, ci complet zăpăcit, ca să-l țină sub o mai bună pasă în India. Guvernatorul care l-a luat și care era foarte încântat a zis, bă, nu-l țin la mine, că vin ăștia, mă jefuiesc, războaie, nu știu ce. Îl dau unui coleg de acolo care, mă rog, îl duce la el acasă, nu o să bănuiască ăștia că e acolo. Și ăsta îl pune în haină și uită cu totul de... Așa. Și după vreo lună de zile, când se pregătea de plecare în Anglia, zice... Dă-mi și mie. Da, și... Stai, cum? Ce zici? Da? Și omul se duce acasă și îl întreabă pe slujitorul indian, zice, nu, ai cumva ai găsit în haină la mine? Și ăsta îi zice, ba da, ba da, dar l-am pus bine. Și aici, mă rog, nu vă dau spoiler, da, citiți voi în carte unde și cum l-a pus omul respectiv și interesant, ce întâmplări are și am zis, băi, dar ăsta e singurul om care s-a purtat normal pe lângă el. Da, da, da. Dar până la urmă pare un diamant care a făcut mai mult rău decât bine. Stai să te gândești așa, pui în balanță. El face parte dintr-o suită de bogății. Cu ocazia asta am aflat și eu că India în timpul acelor oameni era o țară atât de bogată și atât de fascinantă, cu o grămadă de bijuterii, aur, cu o atractivitate față de alte imperii și alți prădători uriașă. De exemplu, în momentul în care a fost luat de către persani, nu numai diamant, o întreagă avere a fost luată. Da. Orașul New, care astăzi se numește New Delhi, dar era Delhi, așa, a fost trecut prin foc și sabie, toată populația aproape a fost omorât acolo, a devenit un oraș exact de ăsta, cum zici, cu spectre, iar averile duse înspre Persia erau atât de mari încât se povestea, cronicare vremii spuneau cum pierdeau cufere cu aur sau cămile cu aur care cădeau în râuri sau s-au pierdut în mânt și nu interesa pe nimeni pentru că toți se îmbogățiseră. În Persia s-a făcut o expoziție atât de mare cu averile luate din India încât au fost puse într-o piață publică, iar oamenii veneau să se uite la ce cucerise padișahul respectiv. Era una dintre cele mai mari bogății ale lumii, din care acest diamant era doar o părticică. Da. O istorie de nebunie, îți spun. Da, așa pare. Da. E o carte fascinantă, a avut dreptate stăjerel și îi mulțumesc pentru... Ok, bun. Gata, am zis Cohinor, cred că așa o găsiți, la Omnium. Da. Bun. Eu o să trec un pic mai repede. Că nu mai avem timp. Da, ne-am lungit, nu? Ne-am lungit. Pare că ne-am lungit. O să mai tăiem. Să mai ajustăm. Da, tăiem din coadă. Bun, Roberto Bolaño, o stea îndepărtată, la Pandora M, colecția Nancy, traducerea, iarăși foarte bună, a unei alte traducătoare din lotul de expresie spaniolă, Alina Cantacuzino. Este o reeditare, dar o reeditare care va face parte dintr-o serie... la oaltă cu Nocturnă în Chile, la oaltă cu Târfe Asasine, la oaltă cu 2666. Este un roman cu totul ieșit din conturul romanului obișnuit. E povestea unui cetățean care era un poet acceptabil, pasabil, decent, să spunem, în anii 70, și care se chema Alberto Ruiz Tagle, și care la un moment dat își schimbă numele, devine Carlos Vider și devine pilot. Ca pilot și poet în același timp, desenează, scrie niște mici poezii, minuscule poezii, pe cer, cu fum. Ha! Moartea este, nu știu ce, curajul este, revoluție. Bruce Dickinson. Așa, exact. Și lucrurile se complică, suntem în anii 70, când Allende este debarcat, când începe să se instaleze guvernul Pinochet, când încep atrocitățile, când încep disparițiile și îți dai seama că acest poet, care era un tip la locul lui, moderat, cumpătat și cu anumite relații de afecțiune neașteptate, devine un killer. El. Și devine un făptuitor de omoruri, cum se spune într-un limbaj ceva mai vechi. Dar e o carte despre Chile în perioada aia tulbure, în care istoria justifică
până la un punct, dar de la un punct încolo nici ea nu mai poate să justifice. Și sigur că se pune problema unei răzbunări, se pune problema unei căutări a lui Carlos Vider, care este găsit la un moment dat și de aici încolo vă spune Roberto Bolaño ce se întâmplă. Este unul dintre mari autori ai lumii, păcat că s-a stins, s-a prăpădit la nu știu, 50 de ani, 50 ceva de ani. El a stat multă vreme, cred că s-a stabilit la Barcelona, deși este cilian. Și, repet, Anansi ne-a promis deja cel puțin încă 3 cărți din seria asta, probabil că va fi o serie mai cuprinzătoare. Târfe Asasine se găsește deja. Am văzut-o pe Tarabet, eu am prima ediție. La fel, O stea îndepărtată, tot așa, o carte mică, o carte nu de vacanță. Că pentru mine, am mai zis, nu există cărți de vacanță. Deci poți să citești Juan Rulfo sau Roberto Bolaño și în avion și pe plajă, că nu trebuie să faci din lectură ceva de sezon. Lectura, dacă îți place o carte, o citești oricând. Poate să fie și Gerul Bobotezei, te încălzește ea, dacă e bună. Fascinant ai prezentat. Da, nu, dar Bolaño este un autor, iar 2666, care a apărut toată la editura Univers și va reapărea acum, e o carte cosmică aproape. Este ceva care se ia de piept cu Joyce. Da, ăla este și foarte mare. Și pentru că tot am vorbit de concedii, suntem încă în perioada de concedii, să-l prezint și pe Ian Cornelius, cum mi-a mâncat masca. E, ca să zic așa, de sezon și de val. Da? De valul cât? 6? 6, cred că e, da. Ian Cornelius e stabilit în Germania, la Düsseldorf, e reșițean. De fapt, a plecat prin anii 70, cred, este asimilat Germaniei, vorbește la fel de bine română și germană, traduce autori români în Germania. A mai publicat și la Humanitas și la Paralela 45. Este unul dintre foarte buni autori de umor absurd, pentru care organul ăsta al percepției și vizuale și situaționale foarte dilatat, foarte bine calibrat și vede lucruri pe care alții nu le văd, care altora le scapă și din fiecare dintre aceste lucruri construiește o scenetă. Indiferent că este la Deauville, lângă monumentul statuia lui Flaubert sau în Düsseldorf, indiferent că este în România la un târg literar sau în Normandia unde își face ritualic vacanțele. Eu tot timpul îi trimit comentarii pe Facebook când e în Normandia. În iulie de obicei el pleacă pe acolo. Are deja vaca lui preferată, are deja orășelul lui preferat și înțeleg, adică am fost și eu în Normandia și îmi dau seama. E un jurnal de pandemie. Un jurnal de pandemie pe 3 ani, 2020, 2021, 2022 și un jurnal care ne amintește de spaimele noastre, de întrebările noastre, de mirările noastre, de nedumeriri, de stupori, de felul în care bănuiam tot felul de lucruri urâte, de scenarii, de conspirații, de pitici pe creier. Primul autor dezinvolt care își introduce și familia în paginile lui, sunt notații despre nepot, despre fiica, despre mama lui care acum își face suta de ani și e încă verde la minte. E o carte reconfortantă, la care râzi, la care ai și gaguri, ai și scene burlești, ai și observații de ironie britanică, deși el e român stabilit în Germania. Și știu pe Ian, că ne-am întâlnit acum la târgul de carte, e un gesticulator formidabil și un interlocutor pe care n-ai cum să nu ți-l lipești de suflet, că e foarte... Zic și eu, bancul ăsta pe care l-am găsit la prima deschidere. E plină cartea de bancuri pe care le știm. Ai voie să zici bancul sigur cu evrei sau ăsta? Da. E voie că e în carte. În Germania e voie, da. Ițic și-a decorat sufrageria cu un tapet super fain când vine ștrulă în vizită. Tu nu râde înainte că știi bancul. Wow, mișto, incredibil, zice. Ai făcut totul singur? Normal, zice Ițic. Cine să facă? Genial, mi-ar plăcea să-mi tapetez și eu sufrageria la fel ca tine. Cât costă tapetul ăsta? Și omul îi răspunde, $150 o rolă, zice Itic. Scump, face ștrul. Dar asta este. Și cum sufrageriile noastre au dimensiuni identice, spunem, te rog, câte role ai cumpărat? 10, îi zice el. După 10 zile, ștrul trece din nou pe la Itic și zice așa, am cumpărat 10 role din tapetul ăsta îngrozitor de scump, zice, și deși sufrageria mea are aceleași dimensiuni ca a ta, mi-au rămas 6 role nefolosite. Itic se uită lung la el, foarte interesant, zice el, și mie mi s-a întâmplat la fel.
Da, sunt câteva 4-5 bancuri de astea care apar acolo. Da, vedeți ce legătură are cu pandemia, că este... Da. Masca e obiectul atât de iubit de unii, detestat de alții, contestat de alții. Și o să vedeți și cum și-a mâncat sau i-a venit lui Ian Corneliu să-și mănânce masca. Nu știu dacă am spus, editura paralelă 45. Da. Hai să mergem mai departe. Fotbal și fotbal amuc. O să încheiem astăzi cu fotbalul pentru că da, e un subiect care merită o grămadă de seriozitate. Da. Merită și bancurile. Întrebarea care se pune este legată de demnitatea antrenorului român. Cred că ai și spus ceva despre asta la televizor. Am spus. Demnitatea antrenorului român, discuție pornită de reangajarea lui Nicolae Dică la clubul FCSB sau cum să numim, că nu știm reangajarea, nu știm dacă are contract, dacă n-are contract. Trebuie să existe un contract de activitate sportivă, spunea și Daniel Stanciu, când a fost pe care să-l predai la federație sau la ligă. Unde, ceva trebuie să existe scriptic, nu un poți document, să activezi în orb. Așa. Dacă era vorba pentru cine nu știe, și cine ascultă să uită mai rar la fotbal, FCSB a rămas fără antrenor, domnul Petre a plecat, în urma unei colaborări exemplare cu domnul Becali, care a făcut toate schimbările, dar și are unor rezultate foarte proaste. Așa, și s-a întors domnul Dică, care acum câțiva ani aproape plecase cu șuturi la partea moale. Zis, băi, nu se mai poate cu omul ăsta. Că se mai poate. Iar demnitatea a fost cumva introdusă în schemă de Basara Panduru. El a vorbit de onoare, care a zis cu o seară înainte de voi, a zis la televiziunea cealaltă, a zis, băi, că nu e, zice aici, Gigi le cumpără onoarea cu 10.000 de euro pe lună. Și în schimb acestei sume tu nu faci nimic. Sau, mă rog, mai faci ceva pe acolo. E un fel de pantomimă legată de antrenorat. A zis domnul Becali că nu face el sistemele de joc și doar așa, că am văzut și eu parte din conferința de presă. Pe mine conferințele acestui domn nu mă interesează nici ce spune, lui nicio situație de viață, deci eu mi l-am evacuat de prin 2008. Dar nu pot să nu constat că acest om care a fost expediat, trimis la plimbare cu cuvinte urâte de tipul, echipa nu e antrenată, el n-are autoritate, n-are carismă, nu știe să-și motiveze jucătorii, nu discută cu ei. Deci s-au pus toate cărămizile în straiță. Acum devine frecventabil, devine o soluție și îi se și asigură 15 etape de libertate, ceea ce este absolut fabulos. Adică el poate face 75 de schimbări. Are acest drept maximum. E de văzut dacă va face 75 într-adevăr, dar problema nu îl privește doar pe Dică. Problema privește mai mulți antrenori care s-au întors în locul de unde au fost trimiși la plimbare și nu odată. Că Dică a fost trimis la plimbare o singură dată și acum se întoarce. Ceea ce este o pierdere de demnitate. Dică nu e un sărac, să ne înțelegem. Nu e un om care n-are după ce... Nu e un om condiționat de salariul de luna viitoare sau de bonusul de performanță. În condițiile astea, faptul că tu spui eu nici nu vreau salariu, mie nu-mi trebuie, eu vreau doar bonus de performanță, este o autodescalificare, după părerea mea. Așa este. Cel puțin așa mi se pare mie. Să vii și să spui cu aerul că faci un gest nobil, eu nici nu vreau bani. Dar de ce s-o vii întors? Nu știu. Habar n-am. Sunt oameni care își suspendă memoria. Are un lot bun, are o echipă bună, trăiește cu... probabil că trăiește cu speranță. El a avut ceva performanță la FCSB. Da, mă rog, dacă aia se poate numi performanță, da. Și de când mai știi vreo echipă românească în grupele a ceva? CFR Cluj. Conference League. CFR Cluj a prins Europa League, grupe. Da. Cupa orașelor Târguri. Da, de pe vremuri. El nu era un disperat. Și cred că sunt oameni care își suspendă memoria. Și își flexibilizează și raspinării. Dică face parte dintr-un lot unde l-aș include și pe Dușan Ohrin, care s-a întors la Dinamo.
Și nu s-a întors o singură dată, s-a mai întors și a doua oară. Tot așa fusese trimis la plimbare cu cuvinte nemăgulitoare și cu caracterizări ostile. Da? Nu mai vorbesc de Mircea Rednic, care are câte întoarceri la Dinamo? 6? E, dar la domnul Rednic era un business. Domnul Rednic nu se întorcea doar să antreneze. Păi nu, dar în momentul în care ești pus pe liber odată, hai că mai dai o șansă. Da? Dar nu dai așa 6 șansă. El venea să cumpere și să vândă jucători, nu? Înțeles, da, dar atunci fă-te samsar de jucători. Nu-ți mai spune antrenor. Nu mai spune antrenor. De ce să spui antrenor? Da? Păi Jürgen Klopp vine să antreneze sau să cumpere jucători? Că ne place să ne comparăm cu cei mari. Da? Jürgen Klopp beneficiază de 15 etape de libertate? Da, Guardiola. Da, Nagelsmann. Sau mai știu, oricine. Mă rog, nu contează cine. Cineva din Italia, din Spania, din Portugalia, din Franța. Beneficiază Galtier la PSG, beneficiază de 15 etape de libertate. Ei, aici da, va fi complicat, n-ai ales cel mai bun exemplu. Păi nu, vedem. E unul dintre ele. E unul dintre vedem ele. Ce spune conașul Neymar. Da, conașul Neymar nici el nu e foarte bine privit la ora împreună asta în cu Paris. Conașul Messi, da. Da. A existat această informație că Neymar a fost trimis Fedeleș la City, da, uite că nu-l vrea nimeni. Nu, nu, nu-l vrea nimeni, ceea ce ar trebui să-i spună lui niște lucruri lui Neymar. Da, 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 da. Tot și... aici l-aș pune, da, mă rog, sigur, el acum nu mai antrenează, l-aș pune pe Viorel Hizo, care tot așa a plecat, a fost făcut să plece de la Rapid de câteva ori și s-a tot întors. Și... Rednic s-a întors și la Rapid, apropo, a fost dat afară odată cu un buchet de flori de ziua lui. Da. Și s-a întors. Era aia cu ce bine deci asta, că... da, că ai luat țeapă. Asta, bine, era la Craiova atunci. Era la Craiova, da. Asta trădează o carență la nivelul demnității, după părerea mea. Pentru că Rednic nu este un om sărac. Dică nu cred că e un om sărac. El a fost 2 ani sau cât a fost secundul lui Dică lui Rădoi la Națională. Lăcătuș, care este omul cu palmaresul cel mai bun de la Steaua, s-a întors și a treia oară. Ca să mai fie tăvălit odată prin noroi. Da? Ah, că el nu avea mari capacități de antrenor, până atunci nu-l numești. Sau îl numești și el îți spune, pare rău, nu mă bag, dar e peste mine. Care o fi explicația acestui fenomen? Mă uitam la o declarație a lui Gică Popescu făcută la GS pentru un interviu cu Cătălin Țepelin. Mm-hmm. Gică Popescu spunând așa că fotbaliștii de astăzi, că el a fost întrebat, domnule, dar de ce? Nu? Da. Exact despre lucrurile astea, de ce nu funcționează? Fotbaliștii de astăzi preferă beneficiul direct, cel al banilor, în locul beneficiului dat de performanța sportivă. Și Gică Popescu acolo îl invoca pe Hagi, care spune așa, zice, Hagi le spune mereu în vestiar că dacă ai performanță sportivă, este imposibil să nu vină și banii. Și dar din potrivă, fotbalistul român de astăzi se comportă în sens invers. Adică, domnule, mai bine rămân cu banii, că performanța sportivă e greu de ales, e greu de ajuns și ce performanță sportivă poți să faci la un club mediu din Italia sau din Spania și până când vezi și ajungi la banii aia, mai bine te duci acolo. Și atunci e o chestiune, o carență de genul ăsta în care spui, bă, stimulentul financiar este cel mai important, n-are importanță ce faci aici, dar până la urmă ești aranjat și cine ce îți poate face în viață. Și până unde contează lipsa demnității în spațiu public. Adică ce ți se întâmplă dacă nu mai ai demnitate în spațiu public. Și când legi povestea asta cu jucătorii care vor beneficii da, ei cresc, de ei cresc antrenori? Da, că ei cresc în mediul ăla. Cresc în mediul ăla, da. Adică e aceeași grupare de oameni. Antrenorii ăștia, Rednic, de exemplu, a prins și alte timpuri. Da, dar lumea se transformă pas cu pas. Și atunci era prins de niște chingi. Când a prins el alte vremuri. Acum chingile astea au dispărut, rușinea asta de spațiu public, de comunitate se erodează. A mai apărut o rușine scornită, paradoxal, din dorința de a-i proteja pe antrenori. Acea prevedere regulamentară care spune că un antrenor în România nu poate antrena la mai mult de 2 echipe într-un sezon. Ceea ce pe asta e o chestie și la jucători, nu? Mi se pare că da, la antrenori e sigur, dar asta mai degrabă îi expune decât îi apără pe antrenori. Pentru că tu poți nimeri la un club cu un patron capricios, numească-se cum s-o numi, care te dă afară după 3 etape, că nu ești în obiectiv, după care te angajează altul capricios care te dă și la afară după 4 etape și tu trebuie să stai restul sezonului pătușă, fără să faci nimic. Sigur, în momentul în care ești dat afară, trebuie să ți se plătească daunele din contract. Bănești, da. Da,
dacă se plătesc. Căci am văzut multe contracte călcate în picioare. Am văzut mulți oameni sau destui oameni care nu și-au mai cerut drepturile pe principiu că lasă lumea, că oricum e nebun, nu te înțelegi oricum cu el. O să ne întoarcem la un moment dat și o să ne plătească atunci. Da, asta e o chestiune care cred că mai curând legată de un tip de răsturnare a valorilor care e o problemă profundă a societății. Adică eu cred că sunt paliere ample din societate care funcționează pe aceste principii, care au țintele astea care sunt financiare și sunt importante, care nu pun bazele și nu-și doresc neapărat o construcție, ci funcționează prin intermediul unor obiective individuale și în care, mă rog, nu e așa mare problemă că ți se întâmplă ție câtă vreme ești binișor. Cred că e de fapt asta e chestiunea, răsturnarea valorilor, lipsă de educație și, până la urmă, lipsa rușinei față de spațiu public. Ce dacă spui tu la televizor? Tu știi că ai mai avut discuția legată de... N-am pretenția să fiu ascultat sau să se ia cineva după ce spun eu la televizor, dar e firesc să o faci. În momentul în care există acest deficit de onoare, măcar poți să-l semnalezi public și să spui, domnule, nu e în regulă ce se întâmplă. Nu e în regulă să spui, eu nu vreau bani. Nu e în regulă nicio meserie, nu în cea de antrenor de fotbal. Poveștile astea cu lucratul gratis, mie nu miros bine. A, una e să fii arghirofil, să vrei câștig cu orice preț. Înțeles, nu știu, n-am înțeles. Tu te referi la... N-am înțeles ce înseamnă, adică de ce lucrează gratis. Care e? El a spus așa, eu nu vreau bani, vreau doar primă de obiectiv. Deci dacă o să iau campionatul, o să-mi dai nu știu cât. Habar n-am. Nu știu care sunt clauzele. Ok, da, și cum? Și cu ce l-ajută asta? Sau nu înțeleg? Adică nu într-o relație? Oferă o imagine de om care, uite, face și un sacrificiu pecuniar, domnule, orice ca să-i fie echipei logica bine. Logica domnului Dică este cam ciudată. Știu. Așa, știu. Și sper să n-așeze echipa în teren conform acestei logici. Acum, care... deocamdată echipa nu o să o așeze cum și-ar fi propus ieri pe vremea asta, pentru că între timp a plecat în Asia, din câte știu eu. Așa. Da, serios? Da, a plecat în China și astăzi, în presa de astăzi, 27 iulie, se specula și posibilitatea transferării lui Darius Solaru. Acum, scuză-mă că spun, vezi dacă într-adevăr domnul Tănase a plecat în China, el ilustrează perfect ce vorbeam mai devreme. Da. Unde a plecat și domnul Stanciu. Domnul Tănase este unul dintre cei mai valoroși jucători români din ultimii ani, că asta avem. Da, știu că te strâng, zis că e Hagi, am zis că este unul dintre cei mai valoroși. La nivelul nostru, da. Jalnic de astăzi. Domnul Tănase nu a fost dorit nici măcar de Standard Liege. Standard Liege a mai avut o experiență mare, românească nereușită. N-a fost dorit de, o echipă din la jumătatea clasamentului, n-a fost dorit de Hetafe. Să dau un exemplu. Și Hetafe a mai avut experiență și Hetafe, nici nu mai îndrăznesc să spun. Deci n-a fost dorit nici măcar de ultimele clasate din campionatul francez sau italian sau asta. Și echipele din campionatul francez au avut de-a face cu Dan Nistor, care a spus, au ceva cu mine, nu mă folosesc pentru că au ceva cu mine că-s român. Ca și cum în momentul transferului ar fi fost patagonez și a devenit român după ce a ajuns acolo. Îți aduc aminte și de marele fotbalist Chițu, care a reușit să facă tușa statornic la mare echipă Valenciennes, da? Și care s-a întors, a fost anexat din nou de Hagi, care cred că și el e decepționat și sătul de Chițu, care este un pseudo-fotbalist. Nu poți să-i spui fotbalist în toată regula. Și aici, iarăși o discuție cu ce produce această școală a lui Hagi, care produce lucruri decente pe plan intern și chiftele absolute pe plan extern. N-a fost unul care să asta confirme. E o discuție pe care, știi cum e, fiind o firmă privată, dumnealor trebuie să o poarte în rândul dumnealor prima dată. Da, și e povestea lor, sigur. Să se uită, în primul rând, băi, care sunt vârfurile acestei școli și unde joacă vârfurile acestei școli. Și o să vadă. Da. Păi, cred că dacă facem o enumerare, acest proiect care este, așa credem, cel mai bine organizat și valoros, distanță, sau cel puțin așa credem, produce jucători de tipul ăsta la echipele astea. Da. Și atunci vom avea explicații. Se dădeau diplomele înainte, diplomele la
facultățile de medicină din Occident, de exemplu, venea cineva dintr-o țară din Est și primea o diplomă, absolvea și primea o diplomă pe care scria Bon pour l'Orient. Deci, da, și dacă se poate să practice în Orient, nu la noi în Occident. Tipul ăsta, dacă ai avut tipul ăsta de carieră, da. Cum o să fii ca antrenor? Nu știu. Dacă se sparie gândul. Da. Cum o să fii când va trebui să nu-ți mănânci demnitatea cu Coane Fănic? Nu știu. Eu voi veni aici și spune, bă, cât plătești ăsta? 10.000 de euro. Hai că de bine. În această țară, 10.000 de euro este o sumă importantă. La ora asta, da. Și mai sunt cei care trec prin... care își fac un punct pe agenda din a avea scris în CV. A antrenat acolo. Cât? Nu contează. 7 etape. Dar a fost acolo. Iar apropo de spiritul de bun motivator, căruia este imputat lui, adică lipsa lui, sunt tare curios cât de bun motivatori au fost Virgil Andronache și Dinu Todoran. Să știi că și ăștia au fost antrenori. Uitați-mă, acum am zis cineva că Dinu Todoran a fost. El. Da. Da. Altfel, descris drept un om bun. De treabă. De treabă, cum se cade. Domnul Bogdan Argeș Vintilă, ce mai face? Da, stai puțin că Vintilă e trapatonii pe lângă ăștia. Da? Adică să nu vorbim de demnitate. Dar ce mai face? Și... unde antrenează? Nu mai știu. Dar oare Dică de ce n-a avut niciun angajament în anii ăștia? A avut pe la Pitești. Lasă, n-a avut în Liga 1 și a fost secundul lui Rădoi. No. Au trecut niște ani în care a fost, da, e posibil. A fost secundul lui Rădoi, da. Dar lecția demnității n-a fost învățată și... cred că asta este morala tristă a fabulei. Să ne oprim aici. Deși tu vii din vacanță când se dimineață, îți doresc vacanță plăcută. Mulțumesc frumos. Și să ne auzim cu bine. Radu Paraschivescu. Cătălin Striblea. Spor la treabă. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.